Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar invitatul meu de astăzi este președintele la NPC, adică Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Eu nu mi-am propus să stau de vorbă neapărat cu președintele, dar dacă era disponibil, de ce nu? Bine ați venit, domnule Constantinescu. Bine v-am găsit. Discutam puțin mai devreme și mi-a zis să nu vă zic dumneavoastră. Așa rămâne să ne totuim. Bine. O, vă zic horie. Horia. Horia. Da, asta înseamnă primit. că o să fie ușor. Nu o să fie deloc ușor, dar măcar nu o să am și emoția de a păstra o murgă mult... Sunteți Bine că v-am văzut eu pe YouTube și pe internet. Aveți mare succes, sunteți vorbăreți, sunteți foarte uh, implicat. Asta e încălzirea dinaintea loviturii, am înțeles. Sunt. Uh, dar nu v-am adus aici ca să vă laud, v-am da. adus aici ca să vorbim până la urmă de ce ne doare pe toți. Dar înainte să începem, să ne facem o datoria față de cei care se uită și să le spunem că ne-am înțeles dinainte că nu vă dau întrebări înainte? Cu o siguranță. Nu știți exact despre ce o să vorbim? Nu știu nimic despre ceea ce urmează să vorbim. Și o să vă întreb ce partid v-a pus în funcție? Partidul Social Democrat. Ați mai fost și în mandatul doamnei Dăncilă un pic, președinte pe acolo. Da, după aia s-a schimbat guvernul cu totul, nu numai... Exact, și au făcut curățenie. După da, au adus oameni mult mai bine pregătiți decât toți cei care născusem până la data respectivă. <laughs> O să avem un interviu bun. Din câte am văzut, sunteți foarte relaxat și vorbiți cu lejeritate despre lucrurile astea, dar, ca să o spunem totuși până la capăt, peștele șleau, funcție de președinte în orice fel de autoritate, funcție de, cu rang de secretar de stat, nu? Din câte știu, este evident întotdeauna politică. De siguranță, da. Uh, am totuși convingerea că susținerea politică trebuie să fie permanent dublată și de o anvergură profesională personală a celui care urmează să fie numit. Nu cred că odată cu numirea într-o funcție primești și o mapă de la partid cu ceea mm. ce ai de făcut sau cu ceea ce n-ai de făcut. Vă pot, îți pot garanta că în cazul meu discuțiile au fost mai mult decât relaxate. Se vorbea, da, într-adevăr, de mandatul din 2019. Ce se vorbește în continuare despre dorința de a avea produse românești, servicii românești de calitate și de a atrage atenția unora dintre operatori Economici de pe piață, că suntem încă o țară suverană. Încă o să vă mai băg câteva bățe până să vorbim de McDonald's și de Constanța, unde v-ați făcut uh, parte de succes. Uh, sunteți uh, Mai sunteți prieten cu domnul Constantinescu, Nicușor? Fără discuție că da, și am spus și la lansarea campaniei mele electorale din 2020, nu o să neg niciodată relațiile de prietenie, prietenie în funcție de conjunctura. Nici cu familia uh, Nastas. Cu siguranță nu. Andrei Năstase este un frate mai mic, așa a vrut Dumnezeu să, nasc, să se nască puțin mai târziu, este finul meu, este un om la care ține enorm. Este unul dintre oamenii care, de-a lungul existenței mele, a reușit să aducă un plus valoare, în sensul că arătam cumva mult altfel. M-a obligat nivelul educației lui să mă aliniez și eu acestor exigențe și cred că și mie mi-a prins foarte bine prietenia cu el. Deci, și revenind la Nicușor, Nicușor Constantinescu ca fiecare dintre noi are o grămadă de părți bune și o grămadă de părți rele. Nu cred că este vreunul dintre cei pe care cunosc eu cel puțin eminamente uh, fără pată. Uh -huh. Și am, nu știu, obiceiul de a mă uita la oameni și de a evalua partea bună din aceștia, atât timp cât partea rea da. nu mi este cumva uh, o poveste agresivă la adresa mea sau la okay. adresa apropiaților mei. Deci, deja uh, vă văd așa bine pe poziție și vă cam știți, uh, să zicem așa, nu știu, um, vă asumați relațiile, prieteniile, afinitățile? Între a avea principii și a avea funcții, dumneavoastră ce ați alege? Sau tu ce alege? că rămâne scălțâi Eu, Eu funcții n-am ales. Nu, dar și întreba dacă ai fi... Am, dacă am, am, am refuzat funcție. Eu? Și știu că nu este ușor să accepti o funcție, mai ales când ai nevoie de sprijin politic, pentru că la un moment dat trebuie să cam alegi în ce tabără intri dacă vrei să ai funcție politică în România. Sau să te susțin o categorie de oameni politici... Nu trebuie să alegi o tabără. Să te susțin o categorie de oameni politici care nu pun pe tava... Știți cu, știi cum alegem că suntem, nu știu, la un an alegem? Care nu pun pe această tava... A, acest tip de alegeri. Am convingerea că lucrurile pot fi făcute și altfel, atât timp cât principiile sunt sănătoase. Am un băiețel și o fetiță, dar băiețelul învață să fie bărbat. Unul, okay. dintre, unul dintre semnele, să spunem, principale ale bărbăției este verticalitatea, asumarea și principiile nu te dezici de un prieten pentru că la un moment dat prietenul respectiv trece okay. printr o situație. Prietenii sunt prietenia este în funcție de raportul dintre tine și persoana respectivă. Nu, este în de, nu, este, nu depinde de funcția pe care o ocupă acesta. Întâmplător sau nu, aveți însă relații prietenie. Ai Prietenii, în, în zona Partidului Social Democrat. Gravitez în jurul și în interiorul Partidului Social Democrat din 1990. Am fost președintele FSN-ului, elevilor și studenților pe țară, fiind elev la Sfântul Sava, elev de liceu. La Sfântul Sava s-a creonat această okay. structură. Sunt convins că această societate, și mă refer la societatea românească are nevoie de o valență social-democrată, are, are nevoie de o valență socială. Suntem eminamente o țară ce trebuie să ia în calcul acest segment din ce în ce mai mare, iată, raportat, nu știu, la cel al întreprinzătorilor liberali. Da. Adevărul este că pentru președinte la NPC se potrivește mai bine un social-democrat pentru că e mai apropiat de interesele celor mulți. De ale consumatorilor. Da. Operatorii economici fiind de repet, în tabără. Exact. Nu tabărailaltă în sensul antagonic, uh -huh. ci în sensul în care aceste două situații trebuie așezate în raport una cu cealaltă și de da, cei mai mulți sunt consumatori, am verificat. <laughs> Da, M am ajutat în a, 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 celor mulți. Exact. E, e mai ușor să te pui, uh, să, să zicem așa, și să-i sprijin pe cei mai mulți, mai ales când este ușor să faci chestia asta, pentru că oamenii întotdeauna. Ți se pare ar... ușor? Da, mie mi se pare ușor. Să-i protejezi pe cei. Nu mulți? să te pui uh, ca apărător al uh, oamenilor de felul ăsta, pentru că întotdeauna. Se de... cam trage în momentul în care faci asta, se cam trage spre tine, nu e o poveste. Depinde de unde, pentru că din punct de vedere în capi capital tine. de imagine. Mm, Capital de imagine, fără discuție, că da, și nu sunt un ipocrit. Mi se spune deseori: Done, probabil, mai de gând să candidezi și de aceea muncești foarte tare. Eu mi-aș dori ca toți cei care își propun să candideze pentru oricare dintre nu știu, funcțiile parlamentare, administrație publică locală. Da să se trezească 4 jumate, ,5, 5 cum o fac eu, 5, 5 jumate sunt la birou, termin seara târziu, cred că sunt un om destul de implicat. E adevărat că ar trebui să o spună cu care colaborez, dar rezultatele se văd, sunt palpabile, sunt în cifre. Actele normative pe care le gândesc și puțin la ore pe care le dorm sunt în slujba uh, consumatorului, indiferent dacă voi mai rămâne sau nu pe funcția aceasta. Actele normative vor rămâne și am șansa extraordinară. Aveți șansa să rămâneți în continuare la NPC. O, este eu Cred că este o poveste similară cu cea a zarurilor. Da. Spuneau latinii, domne, am aruncat zarurile. Da. Cred că ține. Soarta se joacă cu zarurile destul de des. Nu știu dacă o să pic pe 6-6. Sunteți, sunteți realist. Sunt absolut foarte realist. Pentru că, din, din experiența mea... Sunte, sunt ești realist, rămâneți În ce trebuie să ne... Ești, da. ești. Din câte urmăresc eu activitatea NPC-ului, întotdeauna când ajungem în funcție un om destul de implicat, are parte de o traiectorie foarte rapidă. De, de multe Pe ori... Pentru că mai spuneai că nu suntem expuși dacă apărăm consumatorii. Suntem, îți dai seama că deranjăm. Da, dar, dar, din ce am văzut eu... Dacă președintele la NPC din acel sezon, din acel mandat, este mai slab, tace din gură să închide în birou. Oricum, e, e foarte ușor să te speri să te, închizi, să te închizi în birou când ajungi secretar de stat la orice în România, corect? Dacă îți dorești mai tare să ai o mașină cu șofer la scară și nu știu, să-ți aducă cafea secretară. Nu, dar responsabilitatea aia și felul care îți sună telefonul și hârtiile care îți vin. Al meu nu prea sună sau obișnuit cinci ani de Constanța în care telefoanele n- au funcționat. Okay. Sună eventual să aducă informații utile. Am permanentul și-a deschis -a, inclusiv în raport cu operatorii economici sancționați. La Constanța în momentul în care veneau în audiență, chemam comisarii care aveau cazul în lucru, stăteam de vorbă tot și căutam soluții împreună cu operatorii economici în varianta cea mai transparentă, cu putință. Eu nu mă trez dimineață cu gândul pe cine mai sancționez. Nu e o poveste personală, nu e o poveste de chimie personală, mă culc mai satisfăcut dacă am, nu invers, dacă reușesc, din ce în ce mai mulți interlocutori în sensul constructiv din zona operatorii economici. Abia acolo mi se pare un succes. Cu atât mai mult. Mi se pare foarte ciudat că v-au lăsat atât de sus în funcție pentru că, din câte știu eu, orice fel de funcție... Te-au lăsat. Te-au lăsat. Da. Orice fel de funcție de nivelul ăsta vine la pachet cu niște responsabilități. Sunt niște telefoane la care trebuie să răspunzi, n-ai de ales. Pentru că partidul te-a pus, partidul te de jos, și mă să termin da. ideea asta. Din ce am văzut eu până acum pe traseul profesional al celor care ajung președinți la ANPC, ai șansa să faci niște chestii, poți să le faci, unii dintre ei încearcă, unii se sperie și se închid în birou, nu doar la ANPC și prin alte instituții. Și ANPC o arată așa ca un fel de trambulină foarte lungă și când te să sar pe ea, nu știi dacă are toate șuruburile. Este adevărat, dar la momentul la care se discutase numirea mea undeva în urmă cu câțiva ani prima dată când s-a luat în calcul numirea mea ca președinte al ANPC, știindu-se că am ca fire, ca fel de a fi nu corajul nebunesc de a face ci pot duce un proiect din punctul A în okay. punctul B am solicitat să pot să-mi desfășor activitatea la nivelul comisariatului Constanța mă mutasem din București în Constanța pentru a vedea șuruburile de care vorbește, ale trambulinei, pentru a înțelege cum funcționează un comisariat pentru a înțelege care va fi armata pe care la un moment dat eventual o voi conduce ce rezultate pot să mi-asum uh -huh. și toate lucrurile acestea am găsit acolo un colectiv extraordinar de interesant raportat la, nu știu, interesant. la media interesant pentru că bineînțeles avea din toate categoriile de funcționari și mai puțin determinați și mai leneși și mai hanici, și mai bine pregătiți și mai puțin pregătiți dar era tablou clar al de trambulinei trambuline de care vorbești. Okay. Știam am câte șuruburi, pe cam câte șuruburi poți, cam cât de sus da. poți sări. După care, da, am construit o echipă interesantă pentru că am fost inumit șeful corpului de control. Am întâlnit în instituție o persoană care astăzi mi-este mai mult decât colegă, mi-este și prieten pe directorul general Paul Angel, și am spus că a reușit să-mi fie mentor și mi-este mentor profesional, are o vechime mult mai mare. Cadrul are, are un sfert de secul acolo, nu? nu? știu dacă chiar un sfert de secol dar nu știu cu, nu știu. Nu știu cu orele suplimentare. Dacă deci le ca, ca să înțelegeți ca structură avem președintele autorității care este... Are, Doi ragă, vicepreședinți? Doi vicepreședinți și apoi sunt oamenii vechi din sistem care țin instituția, de fapt. Unii. Unii dintre ei. Unii zgâlții. Exact. Unii zgâlții. Cineva Unii trag preșul de sub picioare. Sau desfac șuruburile la trambulină. Desfac șuruburile, dau cu lei păscări, există. Exact. La... Da. Ad Adevărul că dacă îl vezi că se duce așa pe trambulină frumos, ia uite-l pe ăsta cum vrea să sară. Zai că i-am pus eu ulei de pește acolo. Da. Dar să vorbim un pic de Constanța, pentru că acolo v-ați făcut numele. Ți-ai făcut numele. Da, nu-i nimic. Așa. e făcut numele. Uh, și am văzut clipurile de pe YouTube când uh, te duceai și le arătai la oameni acolo prin uh, cum poți să servești oamenii din chestia asta și nu prea fac teatru. Eu să zic natural, nu mă duc să fac uh... da. da. Și da. te am și mă gândeam, băi, totuși constanța este o sursă de bani fantastică pentru toate partidele. Toată lumea are cine pe cineva acolo și este activitate economică intensă. Da. De ce te-au lăsat pe tine să ți faci de cap ca uh, și comisar șef? Pe Constanța. Dar cine ar fi putut să mă oprească, te rog eu, spun. Te poate opri oricine. Efectiv, poate să încerce. Îți restructurează postul. Poate să încerce. Dar poate să încerce. Nu, posturile se restructurează fact, foarte am ușor. o problemă. N am o problemă. În toate instituțiile de stat am văzut chestia asta. Da, poate să încerce, în sensul că nu ne neapărat la momentul la care iau această decizie au ajuns și la rezultatul pe care okay. el îl estimează. Constanța, da, Constanța este extraordinar de inter. Eu cred că Babilonul avea multe de învățat de la Constanța, în da. primul rând datorită multiculturalismului da. și datorită nu știu, aportului fiecare dintre minorități și nu numai la viața de acolo, vorbim de greci, cigani, machidoni, români, turci, tătari, vorbim de foarte multe. E Absolut minunat. Ceteam, nu știu, în copilărie, nu mă dau acum un mare cititor, pentru că nu mai am nici timp, nici chef, dar mi-aduc aminte de Panaiti strati Vorbea de multiculturalitatea porturilor, la Dunăre, la Mare. Sunt copy-paste ceea ce, nu știu, trăirile din din, cel puțin trăile mele în Constanța. Mm -hmm. Da, am cerut un top 10, am cerut, nu știu, providenții, un top 10 al operatorilor economici intangibili din Constanța. Mm -hmm. Am arătat că nu e nimic intangibil. Nu am primit, și mi-e martor Dumnezeu, telefoane să fac sau să nu fac ceva nici în Constanța, nici aici. Sunt cunoscut și am o reportație, pot sta și repet de vorbă cu oricare dintre cei sancționați sau ce aflați mm -hmm. în plină procedură de evaluare, dar plecând de la ideea curat trebuie să-ți faci. Gândește-te că împreună cu Paul Angel, într-unul dintre comandamente, am închis trei hoteluri ale lui Teha Marea Neagră, cu totul, 800 și ceva de camere. Mi s-a spus atunci, nu numai că voi fi schimbat, că o să mă expulzeze din România și voi fi trimis, nu știu, în, pe noul continent, habar n-am unde luau un calcul, am câștigat procesul în instanță. Au primit buget de la uh, SIF Transilvania, mi se pare că i păstoriște pe cei de la THCR. Și după aceea, reîntâlnindu mă cu cei care conduc structura de la Marea lui Tecașer, mi-a spus, ne mulțumim, atâți bani -am primit, atâția bani n-am primit niciodată. Și avem astăzi în România trei hoteluri la THCR mai bune decât cele pe care le-am închis noi. Am fost întrebat atunci dacă am fabrică de saltele, dacă vreau să de perne, dacă vreau să facem o combinație, n-a sunat nimeni. Într-adevăr, am primit amenințări, dar nu că cineva să sune. Dovada cea mai bună ca să scotelurile să renovate. Da. Nu e că am fugit repede de acolo. Una dintre problemele cele mai mari pe care le avea litoralul, le mai are și acum, dar nu mai sunt nici pe departe atât de grave pe cum erau acum 10 ani, să zicem, mâncarea. La capitolul mâncare, acolo s-a făcut un nume. Da. Uh, mai ales. Dar că... nu se termină lupta asta. Și asta nu se termină niciodată, no. pentru că, mai ales în perioade de genul cu inflație, cu ale alea alea, se, se umblă în continuare la calitatea mâncării. Eu o numesc nesimțire comercială sau administrativă, hmm. pentru că atât timp cât îți permiți să pui pe masă unui copil ca al tău de acasă sau a unui cetățean, nu vorbim de consumator, vedem de creștini, vorbim de oameni yeah. care ar trebui să se gândească și din perspectiva asta la ceea ce pun și cum pun pe masa oamenilor și nu o fac. Nu poate aplica NPC-ul sancțiune așa cum aș dori să o fac. Atât timp cât copilul tău de acasă e bine îngrijit, mănâncă sănătos, te îngrijești să nu mănânce da, bine, mâncare acum, și acum tu totuși de... faci bani vătămând sau fiind conștient că poți vătăma pe copii altora? Cred că bunuțul este cel care dă da amenziile alea adevărate. Noi păi -am da, dar amenziile alea vin un pic mai târziu, nu știu. La un moment dat vin și trebuie să-ți asum că ele vin. Din experiență personală, spun, sunt un păcătos, vreau să-mi spun păcatele la nepecin. Mare, okay, ok. Da, am spus-o, este teza mea principală. Nu ce, sunt ce un păcat? om... care e păcatul la care trebuie um, șters? Mm, iertat? Nu iertat. Nu iertat, pus în balanță mă gândesc. Nu, eu nu cred că păcatele se iartă, apropo de ceea ce vorbeam mai devreme. Correct. Eu cred că le poți pune în balanță cu faptele bune și la un moment dat să nu mai cântărească mai tare păcatele. Doamne uite, am făcut la două păcate triste... Uh, astăzi regretate, uite, vin și cu o mie de fapte bune, sau câte pot eu să fac. Este ceea ce mă mână în luptă. Probabil de aici nici nu sunt foarte încărcat emoțional dacă la un moment dat cuiva îi se va părea că, nu știu, ceea ce fac eu este mult prea ofensiv și atunci trebuie să fiu trecut ca rezervă sau pe tușă. Da. Uh, până duc la proba lucru... contrarie, până nu este vreo investigație de undeva. Da. Uh, am putea să credem că ești acel personaj lăsat de capul lui pentru că aduce mai multe puncte decât descarcă din balanța, să zicem, instituției, guvernului, partidului, țării până la urmă. Pentru că, da, într-adevăr, dacă restaurantele servesc o mâncare curată, în primul rând curată, indiferent că e ieftină sau scumpă, dar să fie curată, să fie sănătoasă, câștigăm cu toții, că nu ne îmbolnăvim și oamenii vor avea încredere să mănânce din ce în ce mai mult în oraș, pentru că mănâncă din ce în ce mai mult. În da, oraș. știu ce mănâncă, că vreau eu să ating un subiect. Am dat un ordin de președinte, eu. că e... am, am zis curată, n-am zis de calitate. Da. Da. Uh, am dat un ordin de președinte prin care oblig uh, pe cei din alimentație publică, în meniu, oricare dintre variantele au pe panou, lângă panou, sub panou, să transmită consumatorului ce ingrediente folosesc pentru că ciorba de burtă, nu știi ce burtă cui și din ce, în ce cantitate, de ce calitate sau nu știu dacă are aditive alimentari și din discuțiile cu organizațiile dedicate dedicate consumatorului și protejării acestea, am stabilit uite, un ordin prin care trebuie să-mi scrii dacă folosești aditiv câtă sare, pentru că vedem toți la televizor reclama, evită consumul de sare, zahăr sau grăsimi, dar nu știu cum să ne evităm, pentru că nu știm ce conține să zahăr, Acasă pot. Dar la restaurant, și tot repet, dacă nu știu restaurantul, mergi și iau un pachet de biscuiți de pe raft, pe al cărui ambalaj apar aditivi, toate informațiile necesare, inclusiv aportul nutrițional, desfac, scot da. biscuiții, pun pe farfurie, brusc. Consumatorul de la restaurant nu mai are voie să știe. Și atunci, e adevărat că mi-am pus parte din industrie în cap. Dar știi pe cine am câștigat? Mm. Pe cei care dau pui cu legume și cu apă și le fierb împreună și fac o adevărată supă ca acasă, în raport cu cei care pun uh, mai nimic carne, legume de nu știu ce categorie, două cuburi de orice da. aditiv și spun, domnule, asta e o ciorbă adevărată. Nu, eu vreau diferența să se facă. Mâncăm curat. Hai, hai, hai să spunem pe șleau. Zeama de supă nu se face prin fierberea oaselor sau puiilor în cele mai multe restaurante, sunt de acord? Piept de pui, din păcate, care are gust de burete de vase, pieptul de pui nu are niciun e fiert, Nu, E fiert în apă, separat? Lăsat acolo, știu, îi sancționăm tare, este proiectul meu, să spun de suflet. Și zeama se face de multe ori din, din legume care stau și adaugă vrei de perișoare? Da, pune perișoare, vrei de pui? Pune pui. Da. Ne și... cam batem, în, adică e o luptă exact. pe care o duc cu, cu operatorii economici din domeniu, încercând să-i convincă, că la el ceorba acasă stăm împreună. Nu. Iată. Da. A, și poți să faci supă stoc, în, uh, poți să faci, să gătești în foarte multe feluri. noi, spre exemplu, lăudam recent uh, pe niște băieți care fac pizza cu blat uh, fermentat cel puțin 48-72 de ore. Nu, dos pizza îi spune dospit fermentat? Da, da, nu știu, dospit. A, că... ajunge, ajunge, să și fermentezi un pic. Dar trebuie să dospească. Da, drojdia, da, duce la tipul ăsta. Dar, una, peste alta, într-adevăr, noi nu, știm, nu prea știm ce mâncăm. Da. Și foarte multe mâncăruri pe care le mâncăm scrie o chestie că e ciorbă de burtă, dar și la pizza sau la alte mâncăruri, unde în loc de cașcaval am văzut... În, în locuitor să numim. Există astăzi locuitori de cașcaval, feta, da. Am smântână. văzut o chestie care se numește pizzarela. Da. Știi, o bazaconie, da, știu, dar cum vreau să o treacă da, meniu. Da, să treacă grăsimi vegetale cu virgulă, zer, virgulă, ce alte bazaconii, E712. I-au spus, da, dar meniu va fi atât. Păi, dacă folosești ingrediente... Le care trebuie, nu o să pai prea păi multe mult. Da, de pentru descris. că, în meniul mi-ai spus pizza care conține brânză. Uh, Dacă e uh, chiar lapte. brânză, se opriște acolo. Laptele să deschid o paranteză să scrie. Lapte și culturi da. lapte. Le-am spus acum că ei pot să treacă un QR code. de ce, că unii au uh, meniul din start, zici că e codul penal notat, zici că Constituția. Așa vrea română, orice întreb să aibă. Cortele de zebră. Avem uh, ceapă de vrăbiuță. O avem și pe aia. Ceapă uh, de vrăbiuță. Da. Bună, da, și automat se va face diferență. Nu poți avea totul prost. Dar măcar că pe cur, cu QR codul sunt de acord. Dacă vreau Dar să știu... Să -și, și cel care nu are telefon trebuie să găsească totul tipărit în locația respectivă. Dacă ce. Să poată să resfăiască și să vadă. Că nu folosesc mântâna. Smântâna românească. De ce, doamne, iartă mă să încurajăm un producător român? Nu mai bine vindem, nu știu, oricare variantă de cremă vegetală. Cremă vegetală, încă o dată, încă un Nu m-am ferit să spun proprii. palmier, de dar românul, da, mă, românul a mâncat de pe vremea lui Decibal Perscori la o palmieri. Noi eram un mari, mari păscător de palmieri, adică o, friptură fără un palmier. Și mă mâncam mult. Mulți, români cred că mă măligă e de aici. Noi nu avem nimic. Spune asta un administrator, eu am avut restaurantul meu or, or, or. vreo 20 de ani, așa că știu ce înseamnă bucătăria, și din spatele ușilor închise, dar cu siguranță noi nu avem niciun fel de mâncare, putem și nota asta, care să spunem că e române, sarmala nu e a noastră, ciorba e a sărbilor, sunt cele mai multe mâncăruri ale noastre, a parent românești sunt împrumutate. Noi nu știu da. dacă avem în afară de usturoi și care îl mâncăm noi cu toate că noi îl mâncăm mai mult cred că decât ceilalți. Poate Slănina aia porcului mai mult decât Varza la Cluj, măcar poate aia. Varza la Cluj în sensul, da. Că varza făcută ca la Cluj. Dar să revenim la ingrediente. Așadar, smântână lichidă, care nu este smântână, este ulei de palmier hidrogenat. Da, care cu o zeamă albă care eu, eu am recomandat. Și care se bagă și în uh, cioba de burtă. Și chirpici poți să faci cu ea. Dacă tragi un glet ușor de astea, se usucă pentru că este cercetă chirpiciu vegetal cu ceva alb. Că, da. Da, adică în chirpici chirp chirp modern. Eu mă bucur că se supără mulți, pentru că o să-mi dau și ce seama că am câți din industrie pun produse și servicii de calitate la dispoziția consumatorilor. Niciunul dintre cei cu o reputație bună nu au contestat acest ordin. Mării se vorbire, se sfătuire cei care vor trebui să scrie că la un, la un văsut de ciorbiță pun și două cub cuburi. Era o reclamă. Nu faci ciorbiță și faci da. norbiță. Ce mi-ar plăcea să devină chestia asta normă europeană. Pentru că... Am notificat Europa și nu ne-a atenție mare și au dorit toți ca Europa să ne dea peste degete. Eu am avut o discuție destul de incisivă și la întâlnirea de la Praga pe care am avut-o cu omologii din mai multe din toate statele europene. Am notificat cu privire la această măsură liniște, nu ne-au zis că nu se poate. Plecând de la ideea... M-aș să devină obligatorie pentru că de foarte multe ori vestul ne dă nouă lecții când vine vorba de eco, bio și sănătos. Dar nu știu dacă ai mâncat vreodată vreo, Uh, supă din aia tradițională cu tăiței în Austria. Oriunde mm -hmm. o mănânci are același gust. Niște nenorociți. Niște nenorociți. Adică... Știi de ce, nu? De, ce? Că e făcută din concentrat. Normal, din cuburi. Din din, da. Eram cu o uh, Ovidiu fui pe părtie am mâncat pe un munte și pe aia am mai mâncat și pe al munte la cârciumi diferite același tip de supă. Și mi-a zis, ce pe da, tu crezi că ăștia stau să fiarbă aici ciolanul pentru tine? Dar sunt convins că nu, dar știi că mănânci într-un restaurant da, fast food. Dar nu scrie nimic. Nu, era restaurant, nu era fast food. Știi De tip, că e pe pârtie. Vorbești de un serviciu da. de tip bistro, a de a tip, da. exact. Dacă vrei într-un restaurant, la cart, cu adevărat, cu siguranță acolo nu mănânci același lucru. este. Okay. Dar eu vreau să-ți facă dar diferența în în asta și în România. Scria. În meniu nu scria că era supă din concentrat, scria supă. da supă cu tăiței tradițională. Da, și după aia te sfătuiesc exact așa cum spune domnule, evită consumul de aditiv și îți fac eu o teorie întreagă Aulă cu bio da. și acolo, dar eu vreau să pună. Pentru că la care face supa de tăiței de casă și care ba, investește bani în personalul calificat, în ingrediente, în procedură, că nu-ți fierbe la fel de mult da. cât fierbe aia, a fierbe câteva ore, plătești gazele mai mult, se va face diferența. Vreau o supă o, cu tăiței ca la mama acasă? Da. E X lei, mai mult. Da. De ce? Vrei una de plic? O să scrie că e de plic și doi lei. Păi nu. Da. E, e exact da, 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 cafea da. de la automatele de cafea de pe stradă. Da. Nu mai. Sau pe stradă că l am scos încă din 2019, am intrat în război. Chelui și-a sunt foarte puține pe stradă. Vreau cafea de un leu. Nu te întreba ce are. Are gust de cafea? Mulțumesc ba, dar și hai, de hai să vorbim despre asta, te rog. Te rog eu, da. sunt, eu sunt nebunit după cafea. de pe stradă? Nu. Nu. După cafea în general. Noi consumăm foarte multă cafea. Funcționează pe cofeină. Practic, dacă mă tai aici și picură. Știi? Eu fără cofeină beau, dar minim 20 de cafele Aine pe cafea, zi. Scuze, mă te zic corpul. Mai bine bei un espresso, cinstit. Există totuși o piață și a femeilor gonflabile. Eu sunt în categoria cafea gonflabile, ca să spun. Da? Nu înseamnă că da, e mai frumos cu una naturală, e adevărat. Dar eu trebuie. Nu, 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 Îmi place trebuie. gustul foarte tare de cafea. La cât sunt eu de agitat din naștere, dacă aș mai bea și 10 cafele pe zi. Probabil s-ar auzi okay. urletele până aici ai cu toată antifonarea voastră. Există însă în automatele alea, că mai există pe aici, pe colo, le-am mai văzut prin Gara de Nord. sunt în incintă, eu pe cele de da. pe trotuar, pentru că sunt expuse intemperii. Așa este, da. așa este. Pișul de câine pe colțul aparatului există și asta am deschis noi și am văzut, se păstrează mirosul. Adică știi că există o cafea sau un amestec de cafea cu răcățel de oaie, ceva de genul ăsta. Copilul nu de pisică. De, nu știu, sau... De elefant? Nu mai știu, în există. A, 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 adică a, 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 a și -a, a noi aducem, aducem pișul de câine, de bătruncă. Dar știi că ca la Radio Erevan, există cu caca de elefant, dar există și cu regurgitat de pisică. Doamne ajută, foarte <gânt> interesant. da Și uite, nu s-a devenit niciodată ascumpte. Ai cobiluac, dar... Um... Foarte scumpă. Foarte scumpă. N-am băut din aia, Trebuie să-ți să torci pisica, am am mă gândesc. Trebuie îndopată pisica și după ulterior soar să nu mi se pare că... Nu, de șmechirea care este, că pisica regurgitează boabele, care boabele sunt un pic fermentate în sucul ei gastric și, practic, generează niște esteri suplimentare, o aromă suplimentară a cafelei când va fi ea făcută din boabele alea, și de -aia e mai interesant. Așa așa zice, se așa pare... zice la metodă. Dar asta am înțeles eu, am văzut da. odată, nu m-a spart. Inventatorul sper că a consultat un psihiatru bun. Adică e scumpă casa. pentru că trebuie să stai să regurgiteze muța. Și cei care cumpără, mi se pare că trebuie să facă o vizită la psihiatru. Dar eu când cumpăr cafea, cumpăr ca, cafea de specialitate, uh, cumpăr în general sud-americane, că plăcerea mea, și cumpăr cafea boabele, le văd eu că le rășnesc eu. În aparatele alea nu le vezi. Și de foarte multe ori există un amestec acolo care conține foarte puțină cafea. Mazări, cred că mai mult. Nu știu, le Năut. Cu... Năutul. Nu știu Naut... câți ani. Câți ani? 41. 41, ești enervant de tânăr. În 48, pe vremea lui, pe vremea lui Bingă sau înainte de 1989, se numea, nu știu, Nechezol. Binga, așa așa se spunea lui Ceaușescu. La Constanța sau unde? Nu, pe, nu eu sunt bucureștean. Eu sunt bucureștean. n-am de Așa se spunea. Ce în fine, vezi ce așcă, Bingă, în fine, de-aia zic, ești prea tânăr. Dar pe vremuri se amesteca cafeaua. Bineînțeles, la Nechezolul, dar și mama bea din ăla și îl freca. Cu cu năut se bea cafea amestecată. Cine n-aibă avea boabe de da. un pachet de alvorada care se plimba și pagă pe vremea lipic cu scoștem și tot mai începea o boabă două din el. Da, deci nu e ceva nou. Noi mâncam asta salam cu soia și înainte de 89 blestemam conducerea țării că ne punea pe masă și astăzi vrem noi salam să cu soia. la cafea, eu insist. Deci, da. de foarte multe ori în automatele astea este altceva decât cafea. Și altceva decât lapte. Și altceva decât apă, pentru că, că, că e o apă sălcie care stă într-un bidon, pentru că pe nu poți să o la apă. Da. Și atunci punem un bidon și care al are mătața alt... broaștei sau alte altceva, altceva decât lapte. Da. Adică? Lapte. Praf de ce vorbeam mai devreme, de cremele vegetale. Despre ce, doamne, altă, mă vorbim? Cine, doamne iartă, mă poate să pună da. pe trotuar unde umiditatea variază, temperatura variază, lapte praf măcar. Da. Nu, pune ceva care nu se încheagă. Acel chirpici exact. de care vorbim, da, de data asta, praf de chirpici. Poți să ducem <laughs> cu ea la, la desăvârșire. Praf de glet. Da, praf de glet, da. Dar da, am putea să facem un experiment să gletuim o dată cu așa ceva? Cred că ar ține. Eu sunt convins că ține. Dar ce face pe mațe când ajunge? Uh, nu cred că digeră grăsimea de palmier nici măcar uh, ce trăiesc în țări cu palmier. Eu nu cred. Și-a dat seama Europa și vrea să scoată, nu știu, cred că la începutul lui 2023, o anumită categorie de grăsimi. Deci, probabil, Europa o să zică, bă, tuturor celor care ați mâncat cu acordul nostru ceva care s-a dovedit a nefi, ca nefiind bun pentru să, ne cerem scuze. Măcar atât. Și atunci, știi cum e, România ăla? Scob ce Cer scuze pe jumătate, iertată greșeala. Așa sperăm cu toții. Da, deci o să spunem, bă, ați pățit ceva cu sistemul digestiv, dar bă, măcar rețineți că nu chiar ne pare rău. Și atunci l-au zic, da, mă, ce mă, Acum o să ne uităm și o să ne pare rău, măcar pentru jumătate din Indonezia, care acum e acoperită de plantații de palmier în loc de păduri tropicale și nu e singurul loc eu cred că la rata de creștere a populației în zonele despre care vorbești, acolo va fi suficient să fie dat un decret la nivelul structurii centrale, mâncați palmieri și o să iasă toți la păscut palmieri. Păi da, să vedem cum o să-l digere. Reveni la cafea. Au zis în... să-l mănânce, că până la urmă trebuie să-l mănânce. Nu? Reveni la cafea ca să închidem subiectul ăsta pentru cei care încă mai au dubii în legătură cu cafeaua din automatele astea, este că pe lângă faptul că este un amestec de altceva decât cafea, conține un pic de cafea, dar de obicei conține cea mai ieftină cafea aia foarte tare robustă, care e Ne întoarcem la altceva. Dacă dai un leu pe cafea cu tot cu lapte Așa. și zahăr și numai paharul a face aproape 50 de bani, la de plastic. Da. Ce, doamne, ar mă te aștept să mănânci? Corect. Dar dacă iau o ciorbă de 15 lei, 20 de lei uh, sau o pizza de 30 de lei. Știind că acasă ciorba aia, dacă ai face-o tu cu nevastă ta, ar costa 80 de lei. Cum, doamne, ar mă -aștept? de aștept? Dacă te duci un pui... Cât mai costă o ceapă și un pui zilele astea? pui, chiar dacă vorim, chiar de pui. de pui. O carcasă de pui cu o ceapă adevărată, cu un cartofiel adevărat și tu vezi că la restaurant aceeași cantitate te costă de două ori mai ieftin decât ar costa pe din acasă. Nu încep să spun un semn de întrebare. Nu dacă nu e cumva... mai mare. Au ei oala mai mare și fier mai mult acolo. Am înțeles, da, mai mult cu fier cu tot cu plic, cu tot cu ambalajul de, de plic. Dăm vina pe client că mănâncă chestii din astea ieftine? Suntem în afara orelor de program la o întâlnire în online. Dacă te oprești pe centură la fetele care oferă diverse uh, servicii în folosul consumatorilor de astfel de servicii, tu încurajezi. Dacă nu s-ar mai duce nimeni acolo, nu s-ar mai regăsi pe piață. De suntem acord. în aceeași situație, dacă nu cumpără nimeni produse de calitate îndoielnică, alimentare, nu mai calci pragul, Dom'le, dacă mă duc să, pe banii mei să mă duc mai prost decât acasă, mai nesănătos, mai nu știu, mai sub semnul întrebării, de ce să mă mai duc? Haideți să-l învățăm pe ăla care are o cărciumioară mică de cartier, să facă două, trei produse bune, reprezentative. Cum îl învățăm ai? asta? Uh, încet, încet, pentru că acum meniul... Pentru că în momentul ăsta, spre exemplu, dacă eu ajung într-un oraș unde n-am mai fost niciodată, mie mi-e frică să mă duc la ghici. Trebuie să întrebe cineva să caut niște review-uri undeva pe o aplicație de hărți sau mă duc la un fast food din lanțurile mari pentru că acolo măcar știu că sunt niște standarde minime care se respectă. De ce? Cu toții suntem păcăliți în majoritatea cărciumilor în care ne ducem, ca să nu ducem la toate restaurante, că scrie pizza, burger sau uh, ciorbă de burtă și ingredientele pot varia de la orice altceva decât până la aduse din Italia sau direct din America de Sud vita tăiată și făcut burger. Bravo! Arat. Există ce aceea trebuie să iasă în față. Aceea trebuie să aibă șansa de a face un pas în față. Dar, dar eu, eu aș insista pe o chestie. Eu sunt de acord că votăm cu banii noștri. Da. Dar oamenii care... Asta dacă nu te invite cineva la masă. Atunci... Știm, știm cu toții că cea mai bună masă e una pe care ne o plătește altcineva, nu? Da. O masă bună, da. Dar dacă intru într-un restaurant în care n-am mai fost niciodată și în meniu scrie pizza sau ciorbă de burtă, aș vrea să știu că conține burtă. Smântână. Smântână. Usturoi. Atenție că poate să aibă praf. Exact. Usturoi. Cum facem să standardizăm o listă de rețete care să nu poată fi încălcate de cineva care zice Păi poți să stabilești un, un standard minimal, domnule. Da. Nu poți face sub. De Asta ce? Pentru eu. că artificiul fiecăruia dintre ei este cam ca relația cu o persoană da. pe care, nu știu, chimia te, da. te face să te apropii de ea. În sensul că, domnule, celba de burtă nu poate fi făcută cu mai puțin de. Da. Două linguri de smântână la 100 de grame. Vrei să mai pui tu o foaie de ceva, un pipăruț, e treaba ta, dar sub standardul ăsta e greu de standardizat. Da, industria hai să alimentară. A, aducem toată industria de Horeca și le zicem, uite, propuneți voi un trebuie standard. Trebuie să împărțim pe categorii. Birtiști, cârciumari, nu? Că începem cu birtu. Așa. Nu, dugheană, birt, cârciumă, da. restaurant, da. restaurant cu stele, nu știu, Michelin. Ok, ce facem altfel. Luăm ce mai bun bucătar din țara asta, și luăm niște nutriționiști, niște doctori și stabilim... Nu se vor înțelege. Îi faci tu să Îți place, îți place măduva de... mi îmi place foarte mult măduva foarte de, de, de Asta. Îmi place modulile, îmi plac toate nebunile da. astea. Uh, Haideți să luăm un nutriționist și să ne spună, domnule, în legătură cu măduva, pe ne face să plângem. Noi suntem deja morți în fața lui. Ai mâncat măduva, da. Între A, cu tău metabolism. Că, nu contează, mă, niciodată din când în când. Nu contează. Dar să stabilim împreună niște rețete pentru acele produse tipice să zicem produse tipice, da? da? La care să știm clar că dacă meniu scrie ciorbă de burtă sau de perișoare... Acum trebuie să scriu cum Nu doar ingredientele, ci și rețeta să fie făcută după câteva criterii fixe. Spre exemplu, faptul că pe automatul ăla de care vorbeam noi, dar și nu doar pe ăla, în multe locuri scrie espresso, i-am sancționat pentru practici comerciale înșelătoare. Adică aia e cafea instant. Cafe latte, în condițiile în care noi l-am găsit lapte în aparat și cafea late conform rețetei de barista se face într-un fel. cafea cafe late trebuie să aibă două șoturi de espresso care se extrag din cel puțin 7 grame de boabe măcinate pe loc. Se da. extrag două șoturi de espresso. La anumită temperatură trebuie să curgă apa 93 prin... Nu știam, dar știam, date, date, dar nu mai știam temperatura. La 9 până la 10 bari. Putem să stabilim chestiile astea împreună? Deci sunt câteva chestii standard. Ei luăm pe aia de la cafea de specialitate. Avem campion mondial la Espresso, la Barista. Aici pe băieția și spun ei că știu ei de la italieni. Lucrurile de notorietate nu trebuie dovedite. Spun un principiu foarte sănătos, okay. de drept. Noi de la această teză am început să sancționăm uh, operatorii economici ce pretindeau că pun ciorbă pe masă și stăteau, nu știu, perișoarele într-o apă, zeamă în ailă, altă și și așa. Atât timp cât un consumator se așează la masă, nu trebuie să explic ce înseamnă ciorba. El știe de acasă și se așteaptă să mănânce ca acasă sau așa cum a mai mâncat. Da. Tu nu poți să-i servești ceva, să și zice: a, păi tu credeai că mănânci ciorba aia ta? Nu, asta e ciorba mea. Apropo de standard. Și noi am aplicat sancțiuni, am câștigat procese în instanță. Nu este normal. Vezi că vorbeai de McDonald's la un moment dat. Da. Ne-am încercat norocul, ne-a atras atenția instanța că n-am dezvoltat suficient constatarea da. pentru a putea fi luată în calcul ca o contravenție. Panourile pe care uh, vezi, sandvișurile pe care urmează să le comanzi la McDonald's, n-au nicio legătură cu produsul cu, pe care să cu le mănânci. Produsul pe care să mănânci. Am cumpărat pe banii mei cinci produse, le-am desfăcut, le-am pozat, după am pozat sus. Așa asta a fost teza pentru o practică comercială înșelătoare. Și am spus, domnule, atât timp cât consumatorul ia decizia uitându-se pe panou și în loc de salata verde creață vine iceberg. Diferența la cele pământ între... În loc de roșiile alea... Sper să nu mă dea iară sau să nu știu, să iară să fiu un nenorocit care trebuie să fie eliminat din întregul sistem. Am ridicat capacul și te rog să faci când mergi la McDonald's, la cred că la cheeseburger, la unul dintre ele, ai văzut că scolțurile alea ale filiuții de brânză. Ea nu e și în spate. E o jumătate de filie de brânză. A, da? Da. Am ridicat ca capa, am pozat, m-am buvnit în râs. bă, dacă McDonald's. El zice, ai două colțuri alea din poză, ai două colțuri, le vezi. Dar nu le mai și în spate. În spate doar jumătate. Dar mie mi se par genante situațiile astea. Pentru e sunt. adevărat. Pentru că, 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 E adevărat că eu ar trebui, cum spui tu, să zic, bă, dimensiunea brandului, bă, dimensiunea brandului și spuneai, domnule, când mă duc în orașe sau unde nu cunosc, mă duc la un astfel de brand pentru că am certitudinea mă, unui minim standard de calitate. Da. Și când vezi o poveste din asta, zici, doamne, iartă mă cine putea lua decizia? Ca atunci când vezi două colegi, să nu mai fie și în spate. Și să zică, Bă, eu nu m-am gândit. Nu, nu este usul. singura. Uite, dacă vrei să trecem la practici comerciale înșelătoare. Noi am pierdut procesul, deci nu am avut dreptate. Iis, sunt ca pe panou. Sunt ca pe panu. Doar aici colo probabil există abateri de imagine. Abateri de imagine, da. okay. în Restul, atât timp cât Dar în mare parte decisi. a timpului, când vorbim despre mâncare, când vorbim despre răcoritoare, când vorbim despre o grămadă de chestii de felul ăsta, companiile astea au învățat o lecție foarte importantă. Ele nu vorbesc aproape niciodată despre ingrediente. Ele vorbesc despre cum ar trebui să te simți tu dacă le consumi. Și dacă tu la chestia asta, se duc la niște chestii foarte simple. Se duc la poftă, se duc la fericire, și mai era și nenorocirea aia de la Snickers care a fost interzisă în cele din urmă, cu nu ești tu când-ți e foame, de parcă devii diliu dacă nu mănânci neapărat. Când s-a dovedit științific că e ok să-ți fie foame, pentru că înaintașii noștri, strămoșii noștri de milioane de ani, au mai avut și foame din când în când, nu au fost tot timpul sătui ca noi. De Dar asta cu pofta mi se pare perfidă. Pentru că satisfaceți pofta și astăzi am văzut, e nouă chestia asta, scrie, savorează noile noastre sandvișuri mai fierbinți, mai zemoase, mai gustoase. Dar găsi gură. Nu? Atenție mare, ei au clar departamente de comunicare foarte abile. Mai fierbinți, mai zemoase, mai gustoase. Asta am văzut azi pe panou, noile noastre sandvișuri. Nu vorbește despre sursa căr cărnii de vită, că este congelată și decongelată acolo. Înțeleg? Trebuie să transmită informațiile astea dar eu te rog să mergi la uh, o zonă de, uh, de servită de panouri meniu, ca să nu pară hmm. dedicată uneia sau altuia dintre operatorii economii și o să vezi acolo tot felul de produse despre căror ingrediente, habar n-ai, da. nu înțelegi nimic nici nu știi la ce gust să te aștepți și ne întoarcem la zaruri vezi cumva suntem urmăriți de zarurile noastre de, de barbut tradițional românesc arunzi zarurile și vezi ce mănânci ce ai căpătat în farfurie. Celebra așa urmă cu de toate. De exemplu, nu are piulițe, nu are șuruburi, -are, lipsesc multe dintre ingrediente la care ai putea să te gândești. Nu are lame de las. Când cu de toate, zici, bă, mă duc și o urmă acasă, o deschid, scot periuța de dinți, pasa de dinți, rămâne și ceva de mâncare, am făcut cumpărăturile. Suntem într-o zonă tragicomică. Cumpărăm lucruri, exact cum spui, de poftă. Da. Și la capitolul poftă aș mai insista pe ceva. Eu nu, nu, știu câți dintre oamenii care cumpără mâncarea asta ajung să fie informați în vreun fel, sunt convins că nici măcar nu le pasă foarte tare, mai ales când le e Acum trebuie să o facă eu ordine, intră în vigoare din decembrie. Da. E normativ, e semnat de mine, are caracterul unui act normativ. Ei, ei, vor trebui să ne pună un QR cod la dispoziție, să aibă meniu, să poți să te duci la oricare dintre da. fast fast ări să spunem, să-și dați meniul ăla, că vreau să văd ce conține. Și el va trebui să spună, inclusiv numărul aditivilor. Am aplicat o sancțiune unui mare retailer proprietar de hipermarket, ducându-mă la începutul carierei de comisar, am constatat că în bucătărie nu aveau nici măcar frișcă, nici măcar pe rețetă, dar totuși pe eticheta prăjiturilor apărea frișcă vegetală. Frișca vegetală, e ca și cum mai spune, am o scotă de tip Mercedes. Nu e chiar așa, nu? Sunt, sunt, departe una de cealaltă. Și am zis, cum frișcă? Frișca e din lapte. Apropo de stas, stasul spune da. că frișca e din lapte, grăsime, bătută, ăsta, smântână bătută cu zahăr. Da. Și ați doamne, scrieți cremă vegetală. Și nu mai scrieți cremă vegetală. Scrieți toate ingredientele da. așa. și acum prăjiturica aia e într-o caseroră care e învelită de etichetă. E 704, 500 de plus. Ăla. Și acum cine vrea să cumpere știe că dacă vrea o prăjiturică ca acasă, o cumpără de la un operator economic care bate smântână cu zahăr și pune frișcă. Dar nu e așa de greu că există aparate în astea în care bagi și îți scoate frișcă în 20 de secunde. Deci știți ceva, ce, se turtește. Bă, nene, noi cum am mâncat, doamne iartă mă, niște zeci de ani savarină românească în cofetăriile, vorbesc dinainte de 1900, înainte de Revoluție. Cum n-ai am fost atât de tâmpiți și n-am mâncat, nu ceram ce noi revoluție, Strat, domne, dați-ne cremă vegetală italianească, că fără aia nu putem digera. M-am mâncat ca tâmpici, ulei de... da, Din ulei de palmier, din ce mulci că mii, la habar n-am de oricum ceva Pentru Pentru că care marea majoritatea chestiilor pe care le mâncăm conțin zahăr. Și chestia asta... Ăla e... e bun. Dar eu sunt diabetic și nu mai am voie. Și atunci mi-aduc aminte, spune că e cel mai rău să vrea și la de la zahăr. Este. Zahăr, Ex există studii făcute pe dependenți care uh, i-au pus să aleagă pe șoareci. i a făcut dependenți de cocaină și de zahăr. Ce crezi că au ales? Între cocaină și zahăr. Eu dacă aș fi șoarec și dacă nu, uite, azi nu sunt șoarec, eu aș alege o prăjitură. Deci mă, știu că odată la ceva timp, acum am promis unui prieten, apropo de bărbăție și de verticalitate, când promiți, mă învăț și băiețelul. Ți-ai strâns mâna cu cineva sau ai promis cuiva ceva, trebuie pe să-l anunți dacă se schimbă mai presus de voința ta. Am promis unui prieten bun care a stat lângă mine când am avut probleme de sănătate că nu mai mănânc zahăr și mă țin de promisiune. Aș rămâne ca fetița cu chibrit în fața vitrinilor cu cofetărilor, așa. Puțin plăștit pe, nu știu, pe un scaunel de la de pescar, să mă uit măcar la bezel, uite, îmi plouă în gură. Da, zahărul dar, ne place Dar aici. cea mai mare parte a mâncărurilor care se vând în cantități mari conțin zahăr, suntem de acord? Da. Mâncarea chinezească, care e bună, se ca să aibă gust bun, ea trebuie produs în condiții insalubre, asta mă arătat restaurantele chinezești verificate, zahăr, amidon și lucruri pe care probabil și un nutriționist dar ar împușca și pe tine și pe ăla care gătește. Dar, chiar și așa, revenind la aia cu pofta și cu fericire, apă, zahăr, fericire. Fericirea nu vine la apă cu zahăr, să înțeleg. Apă, zahăr Sau și nu? cofeină, cum ar să, cum ar să facă fericit apă, zahăr și cofeină? A, eu văd lucruri, bine, bă, deja mintea mea care nu este neapărat cea mai sănătoasă pe care a întâlnit-o, dacă tot am vorbit de frișcă care puțin ne echivalează cu zahărul, fericire, mă gândesc la cu totul alte asocieri decât apă, zahăr Îți spun la ce te gândești, am văzut o dubă prin oraș pe care scria, deschide și savurează fericirea și erau doi care erau așa îmbrățișați și se pupau cu sticla în mână. Și era despre fericire. Doi ca să te rog frumos Un să el și -o Doamne ajută, asta este pentru că nu ne -a. Cream când ai zis nu, România, deja. în România nu avem încă reclame din alea la Eu zic că, eu zic că în curând, în câțiva ani, o să fie rușine să ieși cu fete pe stradă la cum văd eu că evoluează. Dar să revenim la reclama Este ok să văd doi adolescenți pupându-se, poate au 18 ani, poate, poate sigur, ar trebui să aibă 18 pe măcar, da? Nu, Am a... dacă ambii sunt mai mici, minori, nu există nicio problemă să n-aibă 18 importante. Alte... Dar la capitolul ăsta cu băuturile astea cu zahăr de care spun este legal să se pupe aia pe reclamă, că parcă n avea voie să se pupe. Cred că aici, cu siguranță, Trebuie nu vor... protecția consumatorilor. Okay, bine, uh, Dar poate mă cum se pupă? cineva? au voie să se pupe în reclamă, ei. Deci, nu știu dacă noi putem interveni să vedem măcar dacă se pupă bine, pentru că până la urmă e prestarea unei activități. Se pupă. Se pupau. Adică noi nu putem opri cuplul să zicem, domnule, acum yeah. să o și comisarul, măcar să vadă dacă pupă no. bine. Deci, fiica mea poate să uite la o reclamă de John și să zice, dacă vreau să mă pup și să fiu fericită, beau niște apă cu zahăr. Și o să o să fiu fericită, după aia și mă și pup. Sau poate am voie să mă pup fără sticlă în mână? Sau poate nu, sau poate e suficient să mă pup și nu mai am nevoie de apă cu zahăr, doar o țin așa și e mai multă fericire. Exact. E e ca mai un mult, da, e mai multă fericire chiar și fără apă cu zahăr. Da. Deci nu, ai, ai lăsat-o mai moale cu zahăr, nu mai? Nu mai deloc. Ad, bun, cu siguranță în anumite produse pe care, nu știu, iată, nu sunt foarte atent la ingrediente, dar nu mai consum zahăr rafinat, prăjitori, Înainte, și... pentru a rezista foarte tare la turația la care mă supun, uh, mâncam foarte mult uh, ciocolată uh, pentru a... Pe oboseală se cere oricum. După care am început să-mi schimb modul de viață. Acum mă trezesc mult mai de dimineață față de cum o făceam. fac o gimnastică de înviorare așa cum îmi terorizez băiețelul să o facă și mă simt în cu totul alți parametri, fără a mânca atât de mult zahăr, fără m-am mâncat deloc. Cu toate că, repet, bezele erau must, nu când începeam să treacă o lună fără o pungă cu bezele. Acum... Deci există de viață și după zahăr. Da, apropo de fericire, foarte tristă. Cauți foarte... fericirea ca pentru de, a echilibra viciile. De cât timp nu mai consumi uh, dulciuri? Uh, de, de vreo două luni și jumătate, trei luni. Și încă le, le simți lipsa? O da, o da. Căci că după șase luni de să scapi. De, de, Atunci de cu răbdarea de să, da, da, Ne anunți dacă Primii 20 de ani să mai grei și <laughs> exact. da. Bun. Uh, dar a, dacă tot vorbim despre rețetarele astea obligatorii, vor putea, vor putea vor trebui să pune și zahărul dacă va fi acolo. Da, cu siguranță. Bine. Și prea multă sare. Sare, grăsime. Exact glutamat, ce Atât timp Concentrat că ne -am obiținut, de da, supă. Da, cum să nu? Cum să nu. Cup de găină. E, 5, 2, 5, trebuie să ai ingredientele de pe eticheta produsului respectiv? să le pună meniu. Toată lumea. Toată lumea. Dacă puneți smântână, e foarte simplu. Da. Lapte. A uh -huh. Ăla principal. Cred că am vorbit destul despre mâncare. Ar mai fi o grămadă, dar uh, aș închide cu chestia asta. Eu m-aș bucura, dacă poți să iei, asta, uite, ți-o dau ție ca idee, dacă vrei, poți să o faci ce vrei cu ea, că dacă tot ești președinte acolo, îți faci un pic de, de lucru, dacă n-ai destul. Ca la anumite produse, o listă clară de produse tipice, să se respecte o rețetă Minim se discută cu industria alimentară inclusiv standardizarea unor rețete ca salamul de Sibiu, ca anumite Uite, brânzeturi, de Sibiu ca anumite brânzeturi să aibă o rețetă, o rețetă am dacă exemplu, să aibă rețete consacrate și standardizate. Da. Dar să n-aibă voie să spună ciorbă de văcuță sau nu știu cum, dacă, dacă nu, nu conține văcuță, să smântână, mazări, și, vă... și rețeta felul în care se face să fie cel puțin atât. Da, trebuie în schimb mult discutat cu industria de profil. Da. Trebuie să înțeleagă că fuga asta în jurul cozii, uh, e adevărat că faci mulți kilometri uh, în jurul cozii, dar nu te și deplasezi. Exact. Suntem în situația asta. Multe dintre industrii se învârt în jurul cozii, generează foarte mult zoom 10 și zgomot și de fapt nu fac performanțe da. ca și cum ai ambala mașina în curte. Exact. Da. Și acolo sunt... câștigă lanțurile de fast food pentru că sunt predictibile. Da. Chiar dacă puiul ăla din care îi fac este puiul la care n-a făcut sport în viața lui, n-a făcut mișcare de înviorare, nu știu dacă știi, pui pe care îi mâncăm de la mă fast food. Mă pe YouTube, da. Ai văzut cum, cum trăiesc? Da. Asta da. așa pe vine și mănâncă. Și cresc. O... Și cresc. Da. E ora să doar de așa ceva. Aia nu văd cerul, nu scărmă nimic, dar... E... Nu știu dacă au și tratament psihologic sau măcar știu cum trăiește și la spui ca să poți să facă comparația. Este exact nu. atunci când te naști a... orb. Exact. Dar ai născut orb, n-ai văzut, nu ai ce să regreți. Eu cred că puiul ăsta, el își dorește cumva să fie pane făcut abia atunci e împlinit. <fie> da. Și se gândește... <fie> să fie tras în făină de Băi, 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 cred că ia pe ăla azi înaintea mea. Da. Da. <fie> Da. Am văzut niște reclame cu niște mame foarte fericite care trec puiul prin făină, îi dau cu 11 ingrediente secrete. joacă pe asta, puiul fericit. Eu știu că acum ating un anumit brand, dar întotdeauna m-am întrebat care e atitudinea puiului, cum ți-ai dat seama? Da. El nu poate zâmbi pentru că el, pun forța lucrurilor, are un cioc care nu permite zâmbetul. Cam cum îți dai seama? Îl vezi gudurându-se zice, gata, îmi tai gâtul astăzi. Adică îl vezi, îl simți că vrea da. lucrul ăsta. Important este să nu fi dat din coadă înainte. Da. No. Ok. Uh, dar da, pui crescut intensiv, dat prin ingrediente, și apoi mm, ce bun e că a fost prăjit. Gustul de prăjit, da. da. Bine, rezolvăm asta cu mâncarea, o dăm deoparte. La capitolul rețetar, am putea să vorbim un pic despre ce lipsea din ingredientele biletului de avion de la Bluer? Uh, după ce m-au reclamat penal că am defăimat și datorită, mi-au acumulat datorii, mă uitam la televizor, eu repet, informațiile pe care le-am transmis nu sunt defăimătoare, pentru că am eu o încărcătură emoțională cu Bluer. Sunt tare curios. Uh, Astăzi s-a dovedit că ei aveau datorii astăzi, când noi vorbim, au apărut la știri că aveau datorii de 230 de milioane de euro. Da. Nu știu dacă le-am produs eu, aș regreta, dar eu am obligația să transmit consumatorilor orice, la, orice să fie atenți când sunt rechemate mașini. Eu ca reprezentant al acestei instituții, dacă am o suspiciune sau am informații că anumite lucruri ar putea derapa, am obligația să le transmit să fie precauți. Atenți, lucrul ăsta l-am făcut. Eu cred că în spatele acestei între situații, dar lasă la atitudinea organelor de cercetare penală, eu cred că s-a aflat și o doză de uh, înșelătorie. Pentru că au existat situații confirmate în discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții acestei companii, au existat situații care au spus da, noi am pus bilete pe piață, având totuși măcar un semn de întrebare cu privire la uh, certitudinea desfășurării cursei respective. Ori, în momentul în care îți pui un astfel de semn de întrebare, știind că anumiți consumatori aleg să ia biletul ăla, aparent foarte ieftin, înseamnă că ai luat în calcul că îți bagi joc de banii respectivului. Asta se confirmă cu noi înșelanță. Noi am spus, domnule, în primul proces verbal, noi am spus, ne sunt undeva la 70 și ceva de mii cifră confirmate, inclusiv de reprezentanții bulier. Mai sunt strânși până la al doilea proces verbal al nostru încă niște zeci de mii, nu -mi contează câți. Și ni se spune, domne, dar raportat la milioanele pe care noi la un moment dat, am făcut fericiți, ce mai contează? Pe adevărat că la miliardele ce ocupau globul în perioada celui de-al doilea război mondial, n-au murit toți. Au murit raportat la miliardele acelea câteva zeci de milioane. Brusc devin insignifianți, ca să înțelegi Pentru unii dintre ei a fost crucial faptul că au rămas fără bani pe aeroporturile din Europa. Așa vorbim este. de persoane în vârstă, vorbim de persoane Dar s cu întâmplat totul. S-a întâmplat totul așa foarte pe repede, ca de nicăieri. Nu cred că poți în România să operezi atât de multă vreme, să aduni datorii de 230 de milioane și să nu se afle. Eu am înțeles, de exemplu, că, că uh, dacă eu am cea mai mică întârziere, vine imediat și îmi pune poprire pe cont eu sper cei îndrituiți să verifice toate aceste aspecte la un moment dat să facă lumină pentru că ceea ce eu am făcut și anume când am ajuns președinte veneam din Constanța unul din mandatele date de colegii mei comisari de acolo, domnule vezi că am dispus să le fie rambursați niște bani unor consumatori și nu ne mai răspunde nimeni la telefon știam deci la modul la care puteam percepe învergura județ, în județul Constanța am ajuns, am pus pe grupul nostru de lucru, am zis că haideți să centralizăm la nivel național, unii dintre colți s-au mobilizat mai tare, unii mai puțin tare, până la urmă ne-am dus și am zis haideți să facem un grup de lucru care să boată Și ne-am cutremurat. Vorbeam de undeva, repet, în opinia noastră, 100 și ceva de mii, confirmați de Bluer în discuții, 70 și ceva de mii de pasageri. De pasageri, vă cu peste, 200, cu peste 20 de milioane de euro, fără a mai vorbi de compensările obligatorii vorbim doar de valoarea biletului și întreb eu ca un tâmpit și mă asum că în situația asta îmi dau seama și eu câteodată că sunt cam tâmpit, dacă eu îi încasez banii ăstuia azi promițându-i că îl plim mâine în cursă și nu mai execut cursa din vari motive, de ce doamne iartă nu-i dau banii înapoi? Nu înseamnă că eu știam deja că de banii ăștia am nevoie pentru a-i folosi în altă direcție? Pentru că e ca la restaurant, nu mai vreau să mănânc. Sunt de acord cu ce spui. <coughs> Întrebarea pe care o pun. Întrebarea care se ridică din toată chestia asta. Cum te-ai descoperit tocmai tu? Și de ce nu a venit nicio altă instituție să spună... Sunt... un puțin noaptea eu și asta am venit idei. ei. Mi vin idei. Ce plis, mă, dea, a Ce să vreți să Mă așteptam să vină, nu știu, Anafu. Pe Anafu văd că acum am văzut tot la televizor. Anafu am înțeles că au executat și ei pentru o oarecare datorie. E adevărat că se zvonește <coughs> în piață cu o datorie mai veche, nu o datorie recentă, de ieri, de azi. E o datorie mai veche. Eu cred că toate lucrurile puse cap la cap. Și singurul lucru pe care cred că trebuie să-l învățăm din întreaga situație este să colaborăm mai bine noi, autoritățile. Da, dar totuși, ANPC și după aceea Ministerul Mediului. Unde, nu știu, încă o dată. ANAFU. Unde sunt orice alte instituții care să vadă că unul dintre cei mai mari operatori aerieni chiar are... Bă, totuși, nu vorbești de 230.000? de uh, mii. mă bufnește râsul. Am fost acuzat că am vrut să favorizez compania Wizer. Uh, păi ai, -ai făcut-o fără... Da, știu, este... ai făcut -o. Da, fără discuție că... Eu mă întreb ce gândesc cei care fac astfel de afirmații. Eu îmi doresc să le susțin. Uhum. Să probeze faptul că uhum. așa au spus, că am avut o înțelegere sau nu știu da. cu ce m-au acuzat. Eu vreau să o probeze. Nu, da. Vreau până, să ajungă la, la proprietari, la proprietarii unguri, să dacă măcar ne am văzut. Sunt proprietarii sunt unguri? Uh, compania Weaser este deținută de cetățeni unguri, este o companie uhum. din Ungaria. Așa cum acționarul majoritar la Bluer este un pilot care a găsit el niște bani, de a cumpărat compania asta. Da, da, știi bine că Monte Cristo a născut, o, a, a, deschis de fapt o cutie a Pandorii, oricare dintre noi uh, poate în urma, nu știu, încătușării sau condamnării, după a să descopere o avere exact ca Monte Cristo. De ce? De ce suntem da. atât de... Pentru că eu aud oricum, eu, și acum o să trecem pur speculație, că Bluer era oricum pușculița cuiva din servicii. S-au mai făcut afirmații de genul acesta. Trăim într-o vreme, trăim vremuri în care. Răspunzi. Nu, nu e vorba de răspuns sau nu, pe nu, aș fi dobitoc să spun ceva ce nu știu, în primul rând. Dar trăim o vreme în care toată lumea se bate pe umăr, născând logături. Din trei persoane, dintr-o copere, patru sunt uh, turnători uh, turnător sau securiști sau o legătură. Nu e în regulă. Eu cred că fiecare dintre aceste entități are o treabă Bună de okay. făcut. Deci nu poți să răspunzi. Nu nu, și nu, știi sigur. nu poate proba nimeni. Nu poate nimeni proba. Dar poate vine nu, vorbi, poate nu vine... putem vorbi. Scoate de la Registrul Comerțului. Asta înseamnă aproba. Uite, structura asta e acționar. Sau gigel până asta e. Păi sau avut cartea de muncă dar acolo. Chestiile astea nu sunt publice oricum. Și chiar dacă am vrea noi să aflăm, nu știu, poate vine uh, acționarul de la Bluer. Nu mai e majoritar de astăzi. Dar. Ca, da, ca da, e bine să mă dau capul de masă, dar fiind în microfonul încerc să evit acest lucru. De ce? Hai să le spunem oamenilor, de ce nu mai este acționarul majoritar. Pentru că statul român tocmai a ce executat a... și a un promot și a preluat 75% din Blue Air. Deci da. dacă aveți vreo problemă cu bluero, Nu, să vă spun ceva. Eu cum cred o să dai tu din din problemă. Român acum, să te văd? eu acum, repet, am moment în care stămpit. Îl declar oficial, ăsta este un moment în care stâmpit. Eu am să spunem, am o firmă de dimensiuni mari sau mici raportate la dimensiunea altor firme din lumea asta, nu știu, o dimensiune medie. Uh, n-am bunuri, n-am uh, valori mari, primesc la un moment dat un ajutor de la oricine, de la tine îmi dai un ajutor de niște bani și ne vedem după o perioadă de timp și zici, bă, hai să-mi dai și mie banii înapoi, ce bani? A, zic, pe execută ce? păi, am lăsat niște hârtii colorate, nu ți aduce aminte? Era caselul din Disney, nu-l mai ții minte, dar pe execută, pe ce să fac cu ele? Că nu înseamnă bani. Știu, da, execută -le. Și eu cred că acum constatul român a luat niște hârtii colorate. Mă întreb dacă amenda, să mintocan acum, nu mai sunt întâmplă să mintocan, amenda aplicată de ANPC, cine o plătește? Nimeni. Statul. De numai, că nu este în statul, nu putem să ne dăm bani de buzunar, păi să ba de de buzunar da. drept. Deci de-aia zic că miroase a treabă de... Nu, eu zic că miroase, eu cred că... Miroase acum, a multe chestii. Eu cred că au fost mulți dintre uh, reprezentanții altor instituții îmbrobodiți de ideea companiei românească. La un moment dat se va face lumină, noi am transmis o sesizare păi de, de, până se face lumină, decod, statul român, în loc să recupereze 230 de milioane, a luat trei sferturi din companie, asta deci înseamnă că... A luat trei din companie. Din companie, da. Da, și în spatele acestei companii. Și acum statul român nu mai are doar Tarom, mai are și Bluer, și... Zvonistic, deci nu are nicio legătură cu realitatea. Zvonul spune că nici măcar numele companiei nu era lui Bluer. Numele companiei era închiriat de la o persoană fizică sau juridică din alt stat pe o anumită sumă de bani, ce se plătea lunar. E ceea ce si se, se zvonește si, în și piață. Și Se judecă sau s-au judecat foarte multă vreme că l-am întrebat eu pe proprietarul marcii, pe o companie de la care au luat inițial brandul și culoarea și fontul, de la o companie care face purificatoare de aer. În Danemarca sau undeva da. am, auzit. am auzit. Deci vezi, zvonul cu... Se aduce aminte în cața cu pe vremuri scria zvonuri cu, cu o de adevăr sau ce. O, o, o ureche, două ureche, ureche da. Asta e cam de trei urechiuțe. Exact. Da, da, da. Dar e normal și eu... Deci, eu de, mă gândesc să mă închiriez brand Cine propriu. a luat decizia asta din statul român care să zică ok, nu mai vreau 230 de milioane de la tine, nu știu cum să-ți iau, iau, îți iau trei sferturi din hârtirea astea colorate. Nu, îți iau trei sferturi din păi datorie. Nu, îți dau trei sferturi din ceea ce ai tu să-mi dai. Că da. tu ai 230, 230, 230 de milioane. Nu mi-ai mai dat o mie, mi dau eu mie. Deci, eu care e faza? care interesul nostru național? Nu știu, nu vreau să pară că am o încărcătură emoțională, dar vine să dau palme. Zic, bă, oameni buni, dați drumul și faceți, să faceți similare. Cereți împrumuturi pe care nu le garantați cu nimic, primiți bani și după aia dați din numeri. Nu, nu, și nu, mai după lăsați aia, și pe gubiți. Și după aia lăsați și pe gubiți Cător dori ei să accepte. 100.000 de mii de consumatori, dar 100.000 de mii de drame personale. Mi-au scris pe numărul personal. La un moment dat am pus unul dintre numele mele personale, am rugat să da. primesc de la niște foști colaboratori numărul ușor de ținut minte, 999111, și am rugat, bă, scrieți-mi, era perioada în care au fost părăsiți câteva, părăsiți câteva mii de români, dacă ți-ai aminte, când ei au zis că da. nu mai zburăm. Noi am stat pe telefoane, băi, încercați să găsiți transport alternativ, să vadă ca un interlocutor. Primul ministru a dispus să primească taromul un ajutor să-i aducă acasă. Deci toată lumea se dădea de ceasul morții și a zis, domne, problema mare e că ne-a pus poprire Ministerul Mediului, ca altfel le ridică poprirea să-i aducă pe amărâți acasă, pe cei de care efectiv își băteau joc și ce crezi, nu mai zbură Deci până la urmă, Andrei, chestia asta nu miroase ca la aia cu băncile din 2008? E un bailout, un bailout, dar mai mic. A făcut și România, în sfârșit, un bailout. A scos o companie din noroi, pe bani foarte mulți și nici măcar nu știe ce a scos din noroi. O să, da. o să reînceapă să zboare de mâine? Eu Blueru, am pozat să facă bani, un avion că Acum, dacă e a noastră, dacă e a noastră compania, să nu. acum ești a Noe, mea. Iată, alo, alo, doar stătut? 75%, 25%. Sunt majoritar. E adevărat. Eu și poporul român sunt majoritar la bluier acum. Compania noastră... Așa... Trebuie să reînceapă activitatea. Și trebuie să facă bani pentru noi. Să că da. și profit? Da. da. Cum? Nu știu. Unul dintre. statul român este companie, un... cel puțin scria pe Bluehir, l-am pozat și l-am. Cred că l-am transmis unor prieteni, sau cred că chiar l-am pus și pe Facebook. Nu mai avea motoare. Eu m-am gândit. Ori au descoperit și atunci nu mai au nevoie să aibă compania aeriană. Și au descoperit, nu știu, așa cum zboară obiectele zburătoare identificate, Nu înțeleg în ce sistem, dar nu au nevoie de motoare. Le vezi pe aer, nu în aer, nu lasă nicio. Și ori au descoperit și normal că nu mai da, ai dar nevoie știi că să e nevoie că e un român care a inventat un OZN, un, 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 un aparat de zbor circular. Da! Poate, asta poate... nu era circulară, asta are formă de avion. Au vrut să ne și surprindă, dar nu mai avea motoare. Nu aveam avea mai... două locuri goale. E, erau mă întreb grele, dacă erau au fost... grele, a la greutate. Eu mă întreb dacă nu cumva au fost pus în flota uh, avionelor cu potențial de a organiza cursa. Și când erau să organizeze cursa a doua zi, își dădeau seama fiecare zi, bă, ăsta că nu are motoare. Ăsta nu are motoare. Mă. Anulează cursa. Anulau cursa, păi dați ne mm. banii. Nu dorea cu banii voi și poate îi pune motoare. Deci, pare genul ăla de dramă cu final cunoscut, pentru că eu nu mai zburam cu bluerul de suficient de multă vreme, mai zburam din când în când, ei nici măcar nu se mai declarau low cost, erau smart flying, ziceau ei, adică altceva. Nu e verde. Nu știu cine era smart cu ecuația flying. De flying era hope flying. Așa. Așa. Dar hope to fly. Îți mai dădeau ceva, o, o chestie să bagi, în, nu știu, în față de Wizer care nu zădea nici apă până în Spania, la un moment dat. Dar chiar și așa, nu mai zboram cu ei, de ce? Pentru că mi-a zis agentul de turism cu care îmi rezerv de obicei, mi-a zis, zice, bă, nu se recomandă. să-ți că nu știa că o să zbor sigur. Deja era știută, toată lumea știa să nu-ți iei bilet la Blue Air, că s-ar putea să nu se Asta nu Constantinus, că a fost nenorocitul care a tras atenția consumatorilor, mi-a spus, dă fiți precauți, din informațiile date de directorul lor, în prezența mai multor de luni de zile se știa El ne-a spus, domnule, dacă ne dați amendă, luăm în calcul să ieșim de pe piață, că mai avem situații financiare, nu ne-a spus nouă ce situații dar tot ori trei urechi ca să avem cum spuneau că n-au plătit cherosenul, că n-au plătit salariile. Nu ne scriau angajați de-ai lor. Domnule, voi spune că n-au dat banii la nu au dat, okay. dat nouă bani. Se califică la un tun? În opinia mea profană, nepregătită, de tâmpit, mitocan, orice ar putea invective să-mi adreseze, dar după părerea mea, este unul dintre cele mai interesante tunuri postdecembriste. Este un caritas cu aripi. Uh, permanent au întreținut din banii altora, au întreținut cursele, până la un moment dat s-a terminat. Nu poți să și, uh, exact caritas, nu poți să de opt ori. Ei permanent dau curse de 20 de euro, 30 de euro, oamenii credeau că dacă a merge cu taxiu până la, nu știu, la ora aceasta de vârf, până la universitate, poate costa 15 euro. Cum îți închipui că zbor cu 20 până la Londra? Întreb și eu. Bine, alea era doar câteva locuri din tot avionul. Pe mine ce mă preocupă că... N-a verificat nimeni am câte dintre locuri. Okay. nu câți... gândește te că toți în camera trebuie, asta... Trebuie un audit. Da, toți în camera asta, am băie cu 20 de euro la Londra. Clink toți și rezervăm tot în 10 secunde nu, 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 că este vânzare dinamică se numește. Ultimele bilete vor fi cele mai scumpe. Dar hai să zicem că poate facem un audit. 10.000 de euro dacă vrei să zburși tu cu noi, că restul le-am dat pe 10 exact. euro toate, da. Dar dacă tot e acum compania noastră... Sau spus. poate lua bani de bilete avion și piloților, nu ne-am gândit la asta. Vrei fată să zburși să să până la Londra, dă și tu 200 de euro, că nu mai avem locuri. Mi-a ridicat-o la fileu. Hai să te întreb atunci așa. Ai auzit de conceptul de overbooking? Da. Știi că se practică și astăzi as we speak? Da, fără discuție. Știi că cel puțin 2% din locurile din fiecare avion sunt vândute în plus? Din, de, din panica de a nu rămâne cu ele neocupate. Nu, statistic, ei știu că 2% din uh, uh, pasageri nu se prezintă. Nu se prezintă, asta spun, Dar nu rămâne cu ele neocupate. Dar dacă ei au 100 de locuri, ei vând 102 bilete. Fără discuție, da. Trebuie doar introdus o bară pe centrul avionului, să poți să călătorești în picioare. Când au venit toți, sau pe scara avionului. Și totuși, Bine, bate vântul acolo, nu știu și dacă totuși, te poți ține. De ce este legal? Nu cred că este ilegală. Este sensibil... Pe ce nu e ilegal, e permis. Este sensibil pentru că acolo unde nu se prezintă și consumatorul se suie și ocupă locul și zboară, noi nu putem verifica să zicem, bă, de ce nu ai loc ocupat că poate venea ala? și spui că iau de pista, ce aici mă refer la operatorii de trafic aerian, nu unul, majoritatea, toți. toți, că trebuie să scoate niște locuri la mezat. Eu cred că e foarte important în calculul biletului să ai toate locurile ocupate. Pentru că ceea ce am întrebat eu retoric, discutând și cu alții referitor la povestea Blue Air, am spus, domne, trebuie să generez un cost. Dom'le, cât mă costă pe mine să zbor? Cherosen, pilot, amortizment, toate. Eu am o 200 de locuri în avion. Câte pot vinde așa, câte pot vinde așa ca să fiu măcar în break-even? Nu mai vorbim de profit ca să pot să plătesc taxe, iau, taxa de mers. Cineva a luat decizia probabil de a merge sub acest preț de cost. Eu cred că sunt foarte importante două locuri acolo când vorbim de Costuri echilibrate. Dacă vorbim de un Concord în care e 1500 de euro, să spunem, locul și la geam și pe scară, și oriunde cu siguranță, ea poate să meargă și cu vino. Atât timp cât ți-au încasat 1500 de euro, nu au nevoie. Cred că nu fac overbooking la categoria asta de. de... Da, Mi mie s-a întâmplat să fiu pe un aeroport în străinătate, la o, o companie străină, și să-mi fiu întrebat dacă sunt de acord să zbor mâine. Pentru niște bani, pentru că făcuseră overbooking. overbooking se practică în toată industria. Întrebarea este, rămâne așa? Adică, din punctul meu de vedere, ar trebui să, să rămână legal sau ilegal? Din punctul meu de vedere, ar trebui să rămână acolo unde se creează o situație neprevăzută pentru vreunul dintre consumatori, fie cel overbooking, gândește că se vor întâlni doi cu același drepturi. Cel cu overbooking-ul care zice, voi și eu am luat, și cel care chiar se prezintă da. nu am mână. Eu cred că situația în raport cu aceștia doi, cu siguranță, trebuie sancționată. Pentru că și-a bătut joc oricare, oricare, ar fi raționamentul din spate. Dar nu puține sunt situațiile în care consumatorul întreba, spune vreau banii plus despăgubirea și rămân în continuare. Lucru care pe noi, ne pune cumva în afara ecuației. Uh -huh. Pentru că eu nu, pot să eu nu pot să trec strada ca bătrânică da. dacă tu nu vrei să zic băi, șeful, ai fost vătămat? Nu, domnule, eu mă zic perfect. Bă, nu ai fost vătămat. Vino și da, foarte interesant să, că tu îmi spui că nu este ilegal să vinzi mai multe bilete decât are locuri avionul. Uh, cu siguranță nu, pentru că există această, există Ace această poveste. Această, această portiță, Pe, să zicem. Noi ce spunem? Domnule, s-a ocupat fiecare loc. Noi, trebuie să, noi ne preocupăm de consumatorul, repet, nemulțumit. Okay. Cel care a fost vătămat Dacă unul n-a venit Gândește-te că la egală distanță Ce poate să facă compania aeriană El a luat banii pe bilet Dar mă lași cu două locuri goale Nu e în break -even, Nu e în da. situația asta Nu mi-ai fi achitat tot, Nu mi-ai dat celelalte da. taxe Plus că biletul la check-in Pentru cineva care chiar e disperat să ajungă Este extrem de scump da. Eu am văzut da. o situație în pandemie Cu un cetățean la... O... Un ticket ăsta la un, bilet, un birou de bilete în Otopeni, care i s-au cerut 2500 de euro pentru un zbor la Tel Aviv. Conciergii de pe anumite mărci de telefoane îți oferă posibilitatea să zbore în orice minut. Îl dă și pe unul jos din avion. Tocmai negocind, domne, cobor din avion, avem un dement, un nebun, un, un nevoit, să spunem, uh, unul care are o problemă, trebuie să zboare azi, acum okay. cu cursa asta. Și se cer câteva mii, să spunem, pe care e dispus să le dea orică e îndrăgostit, orică are nevoie, or din situație medicală, da, nu contează ideea. Ei, da. ei merg la oricare dintre pasagerii ce au deja locurile validați, și spun, bă șifule, da. nu vrem ma ta să rămâi și zbor mâine uh -huh. și-ți dăm și 1000 de euro? Ok, oricum i la luat la 3. De acord. Mai este o sursă de bani interesantă pentru industria aviatică, nu știu dacă știi, dar mare parte din profit nu se face din bilete. Se din, face din vânzarea de produse la bord și din... Uh... Și nu numai. Rentă car și o comisioană pentru hotelărie și orice alte servicii la destinație. Acum e și, și nebunia așa. cu bagajele. Și cu bagajele. Vrei, da, vrei să vii îmbrăcat în avionul nostru? Da. Încă 10 euro. Da. Uh, ai și palton? Păi da, dar frig afară. Alți 10 euro. Da. Vrei să stai jos și să te apeși pe perna de la scaun? Încă 10 ori. O, o, să râzi, dar la un moment dat Ryanair a încercat să introducă avioane cu scaune de autobuz pentru că a zis că... Ocupă mai puțin loc. Mai puțin loc și poate să vândă mai multe bilete. Da, da, și navete. Știi că se circulă și pe navete. Ar putea să vină cu exact navetele de la băutura care aduc în avion, bă, stai și da. după ea, îți pui La un moment dat a existat un proiect pilot, pilot pentru locuri în picioare. Da. Eu ce spun, o bară da. pe centru, ți-am mai devreme. Să stai în picioare, exact așa, mai da, Eu, am văzut mai. oameni care au zis, doamnă, trebuie neapărat să ajung, stau și în picioare. Da. Și trebuie să-i zică. Șansa este da. să-i dea haine de stioardeză, că nu face nimeni. Cum, ce face? Nu știu. Probabil are o oarecare pregătire, dar poate simula oricare dintre pasageri, face, aveți întâlnire așa. Da. Și după aceea la sfârșit zice, păi nu era colega noastră, trebuia da. să ajungă neapărat. Unul dintre serviciile însă pe la care... La Dubai. Da, clar. lumea da, da. da. care merge în Dubai Cam are Dubai. urgență. Da, toți. 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 Pe, pe, pe lângă bilet... Mai mare oia care te cheamă la Dubai, în anumite cazuri, să mă gândesc. Te cheamă, nu mă cheamă. Cheamă la Dubai. Ea urgență. Da. da. Hashtag mai Dubai. Da. Uh, însă, există o chestie că ei înțeleg că trebuie să facă bani de undeva. Ce mai mulți bani, încă o dată, companiile aeriene, uh, marja de profit la un zbor, începe să facă foarte mult din rentăcar. Pentru că la rentă car se, se pot cumfla foarte bine prețurile. Se dau și comisioane mari pentru hoteluri și mașini și este ok. Dacă oamenii vor și li se pare lor de încredere, chiar dacă compania aeriană, inclusiv Tarom are acum așa ceva, ea nu are flota ei de rentă car, ci este un, efectiv un referral, da? De face marketing pentru cineva. Însă, există o chestie acolo care spune de foarte multe ori dacă vrei, dacă vrei asigurare pentru zborul tău. Și Le difez în ultima vreme, eu personal. Și plătești asigurarea aia, Normal că o plătești la momentul rezervării. Dar tu știi că asigurarea aia nu o plătești la compania aeriană? O plătești la un operator de asigurare? Sunt convins că da. Și ai văzut care sunt termenii și condiții condițiile acelei asigurări? Ca și tine, bun, probabil acum ai fost puțin preocupat. Fac parte din categoria când vreau să iau bilete de avion, dau ok, 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 agrie, 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 agri, gri. se intră în zbor. Și... Normal că pe asta se... Când ai citit ultima dată termenii și condițiile de o aplicație de pe telefonul mă, mobil? Mă gândeam că măcar tu. Șefule, vrei să te mint, tocmai ți-am zis la începutul discuției că nu ți-i pucrit acolo unde mă interesează să citesc documentația, referitoare la o situație, e adevărat eu vreau să zbor, nu vreau să citesc nu vreau să mă memoria, eu în schimb nu fă ce face popa, fă ce zice popa, eu în schimb nu numai că sfătuiesc încerc să conving și să determin fiecare nu dintre mai consumatori să, nu faci. să citească fiecare dintre aceste condiții, dar n-am zburat niciodată nu sunt turistul turistocratul care își rezervă pentru la anul februarie uh, sau pentru la anul decembrie da. excursia și biletul de avion. Apar povești din astea, blitz, uh, da. uh, deplasează-te acolo, acum e ziua cuiva sau haide să mergem uh, rarele momente nu, pe el... care le-a petrecut familia. Și atunci, da, mă, gri, 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 am găsit prețul bun și că ce scrie? rezervă la acum, treaba ta, mai sunt două bilete, apeși numai că încerci, că poate vine altul și îți ia biletul. Clar. Da. și, și da, asigurarea că și, măcar și, și pe cine sigur să... adevărat. Da. 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 Normal. Și da. e ultima da. cameră. Nu ce, în toate hotelurile, când intri pe booking, e ultima cameră. Da, exact. Două, maxim mai sunt două. El are două micoale, dar două mai. Ai, ai ratat, tocmai s-a dat ultimele. 9 97% <coughs> 97% din locurile de cazare din zonă sunt deja ocupate. Da. Dar cu toate astea există chestia de asigurare care de foarte multe ori, mai mult de trei sferturi, se suprapune oricum cu drepturile tale de pasager european, ca să zic așa. Și de foarte multe ori chestia e împi de păcăleală. Poate aruncați un ochi, doar zic. Și apoi mai vine partea asta de agenții de turism fantomă. Dacă toți ne-am zburat și călătorii, aud că încep să fie iar la modă țepele cu vacanțe care nu există. Da, sunt. Dar aici trebuie și avem sprijinul colegilor din structurile Ministerului de Interne, nu mai vorbim mai, nu mai vorbim de o practică comercială și vorbim de înșelăciune să Revenim la povestea cu tariful și de ce te opri la fetele de păcentură. Secunde, prea pă. a, nu, mersi. Atât timp cât îți imaginezi că o excursie la Londra dus întors cu avionul, hotel de 5 stele cu vedere spre Palatul Buckingham costă doar 100 de lire sterline, nu te mai numești amator de echilibru, îmi cer scuze. Te numești, nu știu cum să fraier, găs că mă gândeam eu ca să fie, să sune mai, mai interesant. Nu poți, jur. Adică nu te aștepta după aceea să vii la nicio autoritate să spui, doamne, chiar am crezut că fac un safari în Kenya cu doar 500 de euro toată familia, 10 zile la hotel de 5 stele cu o safari și dă și un elefantel la casă. Nu poți să te gândești. E greu și pentru noi ca autoritate. Îl vânăm pe ăla. Dar ăla se bazează pe oamenii de bună, de prea bună credință. Cât de des se întâmplă să fie oameni de genul ăsta care. Din sunt păcate, ricume? nu foarte des, pentru că și uh, excrucii din, au învățat să nu mai pună lucruri care atrag atenția. Din păcate, nu foarte des? Da, uh, nu, din păcate. Din păcate, din păcate pentru cei care sunt în astfel de situații, din păcate au învățat excrucii, asta spuneam. Okay. Au învățat să nu mai pună pe piață prețuri alarmant de mici. Și atunci spun, din păcate, okay. s-au așezat și ei, doamne, e doar 720 și știu că astăzi marea majoritate își doresc să facă excursii ca oricare altă achiziție la un preț mult mai mic sau, nu știu, tentant. Și atunci profită de buna credință unor. Dar, repet, există și situații în care te întrebi, bă, cum ai putut să crezi? Două de persoane. un exemplu. 500 de euro excursie în Egipt, hotel de 5 stele cu vedere la mare, în condițiile în care hotelul era de 2 stele așezat in the middle of nowhere. Există astfel de situații. Profită de buna credință, dar noi sfătuim permanent consumatorii pentru a nu fi luați de fraier sau gâște, cum am spus. Mă verifică puțin prețurile pieții. Nu, nu poți să, să crezi că așa ceva există. Nu, E greu de crezut. E ca și cum țe, suntem, ne întoarcem pe poviștile cu păcală. Dăm doi argini și poate-ți dau vaca. Ceva e la mijloc. Uh -huh. O fi vaca aia, nu știu, nepotrivită pentru grajul tău. Dar la capitolul turism oricum, este o industrie foarte pestriță. Care sunt cele mai interesante spețe cu care vă întâlniți? Sunt curios. Acestea le practici comerciale și alătoare. Cei care pretind că îți oferă, mi se par... Mi se pare că au nevoie de sancțiuni mult mai dure și de aceea ne-am zbătut tare ca transpunerea directivei Omnibus să ne ofere pârghii și sancțiuni mult mai mari și iată că nu mai avem celebra jumătate din minim cât scriem atât vei plăti, adică cumva încercăm și noi pe baza experiențelor acumulate să strângem și noi rândurile și să avem pârghii care să fie puse automat în sub consumatorilor. Dar repet, trebuie să înceapă să se respecte. M-a întrebat la un moment dat într-o emisiune ce mi-aș dori foarte tare, să convingem consumatorii să se respecte pe ei înșiși. Să nu mai întindă mâna să cumpere bunuri alimentare pentru copii dintr-o dugheană în care se produce orice. Să nu, să nu mai accepte să se cazeze, că vorbim de excursii, într-un hotel unde cearceaful, inventarul moale, să-i spunem, pernele, baia, grupul sanitar, sunt împuțite. Păi și ce să iasă, facă? Dacă au ajuns deja acolo, ce să facă? Uh, să iasă să-și ceară drepturile. Să le anunțe, să găsească o să nu mai lasă lucrurile, lasă-mă că merge așa. Uh -huh. Lansăm o aplicație, îmi doresc foarte tare, prin care cetățenii, cei nevătămați, mă refer, nu cei care pot depune sesizare pe bani, să ne transmită informații. Zin de aplicația asta, că era o chestie de care eram curios. Pentru că înțeleg că... O, au, o au mai multe primării. Nu eu am descoperit eu apa caldă o au primările, doamne, nu merge becul la mine pe stradă și el și în poza să înceapă să aibă spirit civic. Greșit la un moment dat, oameni din presă au spus, domnule, are pe ce vrea să facă turnator. Nu, are pe ce vrea să facă cetățean. Se numește spirit civic. Da. responsabilitate, se numește a fi creștin, să știi că unul poate fi vătămat și tu e ca groapa de pe, din asfalt în care tu pui un parc, un canal deschis bă, măcar să nu moară și să nu cal, am văzut eu, era să cad dar să mă asigur că nu pățește. să eu cred că vorbim de spiricivide, nu de turnatori. dar într-adevăr mai trebuie să mi se dea din când în când câte o palmă ca să înțeleg că nu sunt, că după aia încep cine știe să mă Dar în, în, în afară de aplicația asta prin care oamenii pot să <coughs> Aplicația prin care oamenii vă pot sesiza când o să fie disponibilă? Când o să avem bani? Sper că la anul, în bugetul de la anul, vrem să o prindem, iau un calcul, o închiriere uh, inițială a acestei aplicații pentru a vedea ce trebuie perfectat la ea, uh, cât e de utilă, dar știi cât, cât va fi E foarte ușor să faci asta. Poți să faci cu un formular de Google, chestiile astea. Da, nu știu, dar poți, să, aia faci mă free. Precep, poți da. să faci și for free. Da, bine, știi că noi suntem cu GDPR-uri, cu chestii de genul da, ăsta. Da, se poate face da. și GDPR compliant. Și sunt sigur că sunt niște dezvoltatori care abia așteaptă să dea o mână de ajutor. Deci poți să o faci și gratis. Nu, da, n-am no, luat, luat, tocmai de o să spun. am luat în calcul, întâi pe 2 lei da. să o în Chineza, am verificat undeva, am găsit una dintre aplicații undeva la 10.000 de rom pe an pentru toate județele să putem okay. distribui. Deci nu mi s-a părut un capăt de țară la ah, nivelul. Okay, okay. Un abonament. Ca să vă... Deci discutăm cu siguranță. Mă gândeam să nu fie una din ea, de niște milioane. Nu face tate așa ceva. Nu, pentru că eu sunt undeva am un 25-30% educație. Aș fi vrut să spun altceva, dar mă abțin că am mai fost certat. pe că ceva morfologic din mine mă împiedică să recipez banii. Eți zgârcit. Nu deloc. Chibzuit? Uh, nu. Uh, Evreu? Exact. Dar, nu e greșit. Da, mi s-a mai spus să nu să nu așez așa, ca și cum a spune uh, într-o ecuație denigratoare, dar eu simt că acest lucru la morfologică, mine, nu pot pragmatism. nici banii altora. Cred, nu cred pot că e vorba de chelt... pragmatism, de fapt. N-am cheltuit, n-am risipit banii mei în privat, n-aș face, eu consider mai mult decât instituția la care lucrez, consider parte clar din existența mea. Mă gândesc cum rămân banii, prefer să-i duc în zonele în care este okay. nevoie. Te-am auzit vorbind în, și în alte locuri despre povestea asta cu clien, cum îi spune, mă, cu consumatorul mediu. Mediu informat. Mediu informat. Da. Care-i treaba cu consumatorul mediu informat? Cine e ăla? A cum spus arată? Comisie Europene, Comisie Reprezentanților la Praga, zic, dă-ne dumneavoastră să aveți definiția, că ne-ați învățat să vorbim despre el. Zic, aveți profilul lui? S-a blocat toată sala. Adică cine? Comisarea a, sa? Nu, uh, come, nu, nu, nu. A fost uh, comisarul uh, Didier uh, Reinar, uh, cel de pe protecția consumatorului și justiție. A fost reprezentanții autorităților similare din țările din Europa. Și ați zis, nu știi câți ani are. Nu știi ce pregătire profesională are, ce educație. Nu știu nimic despre el. Ce înseamnă mediu informat? Mhm. Uh -huh. Am demarat cu cei de la Infocons în România, am spus și acum îmi dau seama că mă plimbă capă, nu știu, gâște, că tot vorbim mai devreme, deci și despre mine spun acest lucru. Noi trebuie să stabilim împreună probabil cu mediul academic, cu Institutul Național de Statistică, să stabilim care e profilul. Unde trăiește? În mediul rural, preoricenesc sau în... Unde este? Cam câte limbi străine vorbește? Care salea? Care este gradul de erudiție personală? Pentru că cu cât mai multe informații prețioase eu voi transmite uneia care nu înțelege, de fapt complic lucrurile. Eu trebuie să ajung să le simplific. Dar de ce trebuie să știu cum arată asta? Pentru că oricum, oriunde l-aș pune, sigur vor fi... O jum aproape jumătate. Mediu informat. Mediu informat. Cât să de fi? mediu informat? Și suntem oricare dintre noi. Eu cred că noi știm că avem analfabetism funcțional în România undeva la 40%. Deci aia 40% s-ar putea să nu fie mediu informați. Și atunci ce facem? Îi discriminăm? nu îi discriminăm, îi rugăm pe cei la 50% să le deseneze. Când îi întâlnesc pe aia 40% să le zică ce vrei să știi despre eugenia asta? Adică există șansa asta. Ok, și de, de, de ce vrei tu să știi cum arată consumatorul mediu informat? La pentru, -a a ști, pentru a ști ce categorie de informații și cum să-i transmit. Gândește-te că proiectul Uite, alt scandal mm. generat, nutri triscori și culorile legate de valoarea Corect. nutrițională. Poate culorile alea trebuie să fie mai cipătoare. Pentru că s-ar putea unii dintre consumatori să nu înțeleagă ceea ce scrie pe spatele, da. pe spatele ambalajului. Așa este. Uh, și atunci trebuie să știm exact limba cât mai aproape de ce a înțeleasă de toată lumea. Uh -huh. Da există, nu știu, da există limbi de uzanță internațională. Noi trebuie să o găsim pe aceasta. Și și spuneam celor din cu care le-am întâlnit la Praga. Domne, noi trebuie să avem mai multe categorii, adică cum e consumatorul român mediu informat, dar avem consumatorul european despre care te vorbim mediul european. Mediu informat european. Seamănă englezul cu francezul, cu neamțul, cu italianul, cu românul, cu bulgarul. Două mâini, S două picioare, mănâncă pe gură. Da, dar informația va trebui să știu în ce limbă o transmit, care e limba obligatorie să fie. Dacă vreau să cumpăr un produs, să mă duc într-o... Română și engleză. Română și engleză, nu întotdeauna, nu știu, poate place mai tare franceză, o să audă francezi și o să strici prietenii Română și germana. La noi, la noi toată lumea știe engleză, că toată lumea e pe net. Eu aș miza pe chineză la un moment dat, că toate că nu e în comunitatea europeană încă, sau nu suntem noi în așa... Redem, glumim până la urmă, care e treaba? Deci de mai mulți ca noi, de aia spuneam, că trebuie la cât de mulți să încep da, să da, să sunt. Da, dar nu sunt pe la noi. Încă. Asta spun încă. Nu sunt pe la noi încă. N-ar fi rost să mai vină. Da. Ne ar mai trebui niște ucraineni să mai dea la... Uite, spre exemplu, astăzi am reușit să găsesc, slavă Domnului, niște pe cineva care mi-a zis că știe, pe, pe, prin cineva, să aducem niște instalatori din Ucraina și Republica Moldova. Nu mai găsești aici forță de muncă. Măcar să vină ăștia până la noi. Să fim Ai văzut, trebuie... a fost ieri un reportaj la știri despre, cred că ieri l-am văzut, despre niște chinezi uh, care au făcut o seră sub pământ sau sub uh, suprafață, au săpat și au arătat că în felul ăsta n-au nevoie să o încălzească, că e suficient capacul cu uh -huh. transparență să încălzească și produceau niște sute de tone de roșii anual. De ce nu știm și de ce trebuia să-i așteptăm Păi Nu mă pricep, nu-mi pare păi de 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 că. Păi, de la 90 de centimetri în, mai jos în sol, ești, sub tem, ești peste temperatura de îngheț. Deci nu îngheță niciodată. aveau un undeva la un de metru, zi, da, la un metru și ceva, deja să pase. Adică erau deasupra staturii unui om uh, da. și un capac bombat. Uh, mi s-a părut foarte interesant. Și care legătura? legătura este că într-adevăr există lucruri ce ne sunt astăzi necesare. Vorbeam de lipsa forței de muncă, noi vorbim de lipsa profesorilor românești. Am învățat la niște chinezi cum putem cultiva și românești. E spune că soiurile pe care le-au ales erau chinezești. Dar iată că au reușit să facă pe fondul în care mulți dintre producătorii români se plâng de creșterile justificat, se plâng justificat de creșterile prețurilor. Dar iată că Chinezul vine și spune, doamne, să okay. puțin și nu mai trebuie să încălzești, să risipești energie. Cred că avem nevoie unii de alții, dar avem nevoie și mă întorc la cum ne transmitem informațiile, cum le pricepem, fiecare, nu fiecare dintre noi, media, consumatorul, mediu informat. Co în comunitatea nu lui să poată disemina asta. informația. Nu știu cum arată și cine e și cum faci să nu-i discriminezi pe ea sau să nu-i faci să simtă prost pe alții. Sunt tare curios o să urmăresc chestia asta de la distanță. Dacă tot am luat la consumatori, că toți suntem la consumatori aici, tot tocmai ce am avut și noi Sfântul Black Friday românesc. Bine, încă se desfășoară. Da, Black friday de iarnă. Black Friday-ul de iarnă, încă da, că mai avem câteva. Da. Și la noi Black Friday, pentru că îi zice vinerea neagră, vinerea neagră la noi durează o lună. La noi multe chestii durează mai mult. Și postul la noi durează câteva luni. Și de -aia spune că vinerea neagră, postul da, da, nu e ce... da, ok. Și uh, să mai urmeze Black Friday-ul american. Ați avut plângeri legate de Black Friday-ul de anul ăsta? Nu le-am numărat până la acest moment, nu le-am centralizat cu siguranță, nu vreau să mă dau rotunca și cum aș ști fiecare dintre aceste informații la orice minut al zilei sau al nopții, dar au scăzut cu mult față de anii trecuți. De ce? Pentru că s-au educat foarte tare operatorii economici pe de o parte, dar și consumatorii au înțeles că trebuie să aleagă un profesionist și să nu fie amator de chiripiruri. <laughs> și mă reîntorc, cum îți imaginezi că îți cumperi cu 20 de roni un televizor color cu diagonal de 2 m. E clar că undeva e o păcăleală. Dar iată că au câștigat teren operatorii economici serioși, indiferent de anvergura acestora, au câștigat mult prin educație personală, consumatorii știu de la cine și ce să verifice, uh -huh. își urmăresc produsele, nu se mai hazardează yeah. domnie pretins cu preț reduse, și după aia vede că pe alte pagini de internet îl găsea la jumătate de preț fără a fi redus. Pui... Cumva lucrurile astea, acest concurs de împrejurări, a redus substanțial numărul sesizărilor. Colegul meu, Radu Neagul, le-a mai arătat oamenilor extensia de browser pricey, nu știu dacă știi. Îți pui extensie la browser și îți arată cum a prețul la produsul respectiv pe site-ul ăla. Cred că o să vă și pe voi. Da, știu că există. Nu sunt un mare mini-tehnicus, dar știu că există o variantă de verificare a evoluției prețurilor. Da. Uh, plus că există astăzi pagini de profil pe care poți. Noi sfătuim permanent consumator. Domnule, eu decizi să cumperi o mașină de spălat. Un obiect de utilizare îndelungată la un preț, nu la îndemâna cheltuielilor zilnice. Dom'le, cam când vreau să le iau? Dom'le, cam peste o lună. Hai să mă apuc să cercetez piața. Ca model, ca specificații Asta noi. Dar cu ce fel de probleme vin oamenii, de pe urmă? Termenele de livrare, lipsa garanțiilor calității produselor se așteaptă să cumpere ceva și se trezesc cu altceva. Uh -huh. Dar mi-aduc aminte în urmă cu câțiva neasa apropo de recalificarea personală a operatorilor economici. Teza principală erau întârzierile extraordinar de mari. Spuneam, promitea uh -huh. unul dintre operatorii economici că în 24 de ore îți va livra produsul. Am discutat cu reprezentanții acestea am zis ok, hai să sta bine măcar 72% Vreau să se bucure consumatorul că l-a primit mai devreme cu câteva de Au aplicat voucher. asta. Au aplicat asta imediat după. mi a dat termen dat. de livrare 25, 27, 28 la anumite produse și mi-a venit unele a doua zi. Da. Și când greșesc, mai mult o să văd că unii dintre ei oferă voucher. Și am zis, nu vreți să-i fidelizați. De ce trebuie să ajungă? De ce? Pentru un buton de aragaz ajunge la NPC, mm -hmm. tu îi dai după o. Pubă. Nu da. vreți? Și acum am lansat foarte tare, mi-am dorit. Uh, Varianta de soluționare alternativă a litigilor au venit da. doi dintre operatorii economici mari în domeniul livrărilor de produse online, au semnat protocol, așa cere actul normativ cu noi și și-au manifestat disponibilitatea. Cum i-am ales pe cei pe care am invitat, am cercetat numărul sesizărilor soluționate amiabil în ultimii ani. Dom'le, împotriva sau la adresa acestui operator economic s-au depus 10.000 de sesizări, 9.800 au fost soluționate amiabil. De ce, Doamne, artă mă să nu-i ofer varianta unei soluții alternative? Salvez doi comisari de pe teren, îi întind -o în un operator economic și arăt că noi, ca autoritate, avem disponibilitatea creonării unor relații bune, pentru că, repet, noi ne dorim să existe operator economic și dar să respecte legea. Oricum, din câte știu, te-am auzit vorbind, patru din cinci spețe care se întâmplă sunt neintenționate. operatorii economici, să zicem așa, cei care vând ceva, nu o fac cu intenție. Și culpa e condamnabilă. Atenție mare, dacă facem și un paralelism între contravențional și, și penal. Dar dacă încearcă să o repare. Doamne, ajută. Greșeala vorbeam puțin mai devreme. Greșeala recunosc că e pe jumătate iertată, e în firea noastră. Și văd că tot mai multă lume încearcă să o facă bine. La începutul carierei mele, știu că munca de. Comisar de protecție consumatorului, mai aveam inclusiv de, gardă finan... da, de garda financiară. De multe ori se, se suprapuneau la controle pe, te, pe teren. Da, adevărat. Era o muncă foarte, cu foarte mult teren. Trebuia să ajungi în piețe, carmangerii. Nu s-a nimic. Cam cât de mult din cazuistică s-a mutat totuși pe vânzările online? Pentru că voi sunteți și un barometru bun al reorientării românilor pe partea de online, mai ales după pandemie, care a devenit un accelerant pentru cumpărături. Asta online. vreau să spun. În perioada aceea, cu siguranță, da, a fost o creștere exponențială a activității operatorii economici în online. Dar, totuși, ne place afară, nouă, ca oameni, în general. Se comandă mult în online pentru că și. Termenul de returnare al produsului fără nicio justificare, atenție, este de 14 zile. A venit ceva, nu mai îmi place, nu, nu mi-a plăcut uh, suficient de mult de la momentul deciziei de achiziționare. Oferă o serie de avantaje. Suntem comozi, uh, unii dintre noi, din dorința de a ne odihni eventual mai mult sau de a, de a ne dedica lucrurilor importante. Și atunci, la distanță de un click, poate fi livrat. În același timp, repet, nu mai vorbim de operatori economici, Lipsiți de educație în acest moment, pentru că vor să-și fidelizeze clientele, sunt mult mai atenți cu fiecare dintre consumatori. Câteodată chiar lasă de la ei pentru a încuraja revenirea consumatorului. Și atunci vorbim de cu totul altceva, mai ales că vorbim de comercializarea de cel mai ori al unor produse cumva validate de către producători, ei fiind doar revânzătorii ai acestora. Și atunci greutatea numelui, brandului unuia dă un plus de garanție și brandului celălalt, deci dă șansa să crească. Cred că ne adresăm unui segment mult mai educat financiar și educat ca drepturi de consumator, cei care se Cumpără joacă online. online. Pentru că prin forța lucrurilor trebuie să știți să stăpânești un telefon mobil. Dar mai e valabil lucrul ăsta? Mai e valabilă această condiție obligatorie că trebuie să fii neapărat educat și cu venituri înalte să folosești online? Nu. A, nu, cu siguranță nu, dar vorbim totuși astăzi Cop... Fimiu la 9 ani folosește mai ușor Telefonul decât îl folosesc eu Rădea fimea de mine Că eu ca să șterg un cuvânt pe telefonul meu, Nu, ca să modific o literă într-un cuvânt Ștergeam cuvântul le scream și mai scoria, Se mută cu degetul uh, Cursorul și te duci direct lângă litera Aia o ștergi, pe aia și o Puff, A fost pentru mine Nu știu uh, bă, da, O da, etapă se... importantă deci ăștia mici, digital natives, clar se descurcă și dacă le dai un card, își fac cumpărăturile singuri, te, de te trezești cu ele la ușă. Însă mai sunt și oameni cu educație medie sau joasă, cu venituri medii sau mici și de vârsta a treia care au descoperit online-ul, mai ales în pandemie. Da. Curiozitatea mea asta este, de unde vedeți voi lucrurile? Se păstrează trendul din pandemie? Eu la imei, spre exemplu, am întrebat și am văzut, într-adevăr, mai ies la cumpărături pe offline? Da, multe chestii și le comandă. Onle. Da, s-a păstrat, eu zic că s-a păstrat. Nu știu dacă există o scădere, că nu suntem ancorați în, nu știu, în evaluarea fiscală a activităților. Noi ne raportăm la numărul sesizărilor uh -huh. Uh, repet, pe mine mă bucură când o afacere sau o industrie crește, dar nu neapărat crește și numărul sesizărilor sau plângerilor depuse de consumatori. Nu, sunt exact cum am spus. Nu am verificat cifre, dar ca feeling, ca raportări, nu-mi sună că ne-am confruntat cu astfel de creștere. Uh, în același timp, există consumatori ce, uh, fiind amatori nu știu, de baza conii, uh, uh, a apărut aparatul care îl bage în priză, scade consumul nu știu dacă l-ai văzut. Da. Ne-a sesizat, ne sesizat, uh, nu un consumator, ci adică nu un, o persoană care cumpărase, ci cineva care văzuse și am trimis imediat am rugat colegii de la București să ajungă. Nu poți crede. Și aici mă întorc la gradul de educație al consumatorului mediu informat. Nu poți crede că băgând ceva în priză, deci având rol de consumator, va trimite un ceva care va da peste cap contoarul. Mă gândesc, nu pot să nu cer bă, cam ce ar fi, care i schema tehnică, au desfăcut cei care ne-au informat că erau două leduri înăuntru. n uh, aduce aminte de un banc, pot să-l spun, nu, nu mă pot abține apropo cu Era două leduri. Un uh, chirurg, neurolog, vine la serviciu, îl văd toți ceilalți colegi foarte afectați și domnule, am o, am o operație foarte grea. Nu știu cum să o abordez, o să-mi fac curaj într-o până la urmă, intră în operație, ce, toți colegii așa toți se trimit într-o oră, două, după câteva zeci de ore, iese total. Doamne, ce s-a întâmplat? Dom'le, am desfăcut cutia craniană și înăuntru era o sfoară. Și el întreb, păi, și ce ai făcut? M-am gândit dacă o să o sau nu. Păi și, până la urmă, am tăiat-o și au căzut urechile. Suntem în situația asta. Avem o, avem o sfară două leduri, au căzut urechile. Nu poți să crezi că ceva. În același timp, profită de naivitatea uh, celor care se gândesc că pot să zboare cu 2 lei până la Londra. Profită de buna credință a celor care cred că pot să stea cu câteva sute de euro o lună în Africa. Profită de, din păcate, de situația financiară a multora dintre cetățeni care se gândesc că ar face orice vrăj, dacă le spune că poate să scadă facturile, ar face-o. Dar totuși trebuie să tratăm lucrurile cu cumpătare, în loc să ne imaginăm povești cu zâne și că o să învârtim minelul Toți burac, visăm că dăm noi peste chilipirul la minunat. Uite, tot din categoria asta cu consumul mai mic la curent, să și consumul mai mic la benzină și motorină că ți pui nu ce chestie pe motor și o să consume mai puțin, cu cel puțin 20%. Mai sunt alea, mai sunt. Și schimbarea preșurilor în interior, uh, tu ce, nu, glumesc. Da, da. că dacă pui zarul la oglindă, nu scade consumul. Mă mir că au dispărut reclamele la Duralub, care băgai Duralub și îți motorul. Cred că o să inventeze varianta de băut. O să zic că dacă tu bei Duralub, sigur o să scadă consumul. Da. Nu mai mergi cu mașina. Cum a zis, zis Trump, că lungă. dacă bei clor, o să scap de COVID. Cum să nu? Și nu l-a mai condamnat nimeni o să vedem. Eu am galopat un pic prin interviu pentru că știu că ai o oră fixă să ajungi undeva. Da, este mai avem adevărat. Timp? Da, mai avem 10 minute. Mă gândesc ca după Bine. aceea să pot ajunge. Care? Ia, uite, hai să lăsăm bonus la final, 10 minute pentru cei care s-au uitat la interviu ăsta. Poate doar începutul, poate mai facem, dar aș vrea să-mi spui care sunt cele mai interesante surprinzătoare și cum cum e eterna și fascinantă Românie. când a, a, cazurile alea care mai vine câte unul și zice, bă, mi-a stat mintea. Pentru că întotdeauna știu că există câte un consumator, să zicem consumator, că și el consumă, care vinde niște avioane și unii dintre ei pot fi chiar convingători. Sunt situații, nu pot să le nominalizez pentru că s-ar prinde și nu este deontologic corect să vorbesc despre Dacă nu dai situații, nume ilegal. Nu vorbesc de... da, bun. Avem acum o situație cu o persoană ce pretinde că un furnizor mare l-ar fi păcălit, am plecat de la ideea bunei credințe a celui care ne-a sesizat, lucrurile s-au dovedit a fi nu neapărat prezentate în varianta corespunzătoare, cred că mai degrabă respectivul nu putea continua plata ratelor pe care dorea să și-l asume și atunci a inventat tot felul de bazaconii legate de activitatea Au cu băncile? Nu, nu cu băncile. Vorbeam de un produs ce urma să fie cumpărat în rate, plătiți avansul. Cred că nu s-a mai descurcat de ratele următoare, încă nu ridicase produsul și okay. atunci a inventat tot felul de situații legate de produs. Ne-am consumat destul de mult timp, trimețând o echipă dintr-un județ, o echipă din București pentru a verifica întreaga situație, ca să ne dăm seama că realitatea era cu totul alta. Ne întoarcem la facturile lui Bunuțu, Nu poți să să-ți joc de autoritate în speranța că ei reușesc să-l spere pe operatorul economic și la cumva ți-ar da bunul cum vrei tu numai ca să scape de OPC. Nu este normală. Dar aud că se întâmplă destul de des ca unii clienți că nu sunt doar operatorii comerciali nesimțiți. Sunt situații în care mi-a zis inclusiv cineva din industria de rentăcar că sunt amenințați de anumiți clienți cu reclamație sau cu calificativ negativ, dar mai ales cu reclamație, că vă dau eu că vă o să vă fac reclamație dacă nu mi dați reducere neapărat. Există o proporție dintre cei care ajung la, la OPC? Mi-ar plăcea, dar din păcate nu cred că este momentul. Mi-ar plăcea să introducem o sancțiune Exact cum există în situația apelurilor, apelurilor neadevărate la 112. În momentul când îți bagi joc de un operator economic, îți bagi joc de autoritate, ar, aruncându-i pe unul împotriva celălalt, pe piste false, nejustificat, mi-ar să avem pârghile necesare să sancționăm consumatorul respectiv, pentru că, de fapt, nu vorbim despre un consumator, vorbim despre un gigel, un întâmplător, un, un X, barat care nu înțelege. Ca ora petrecută de colegii mei comisari și așa puțin la număr în a cerceta o bazaconie, îi rupe de la cercetarea unei reclamații autentice. Încă un, există un, la cățile, Ce ne-am face fără bulă, păcală și personajele cu care am crescut împreună? Este normal să-l întâlnim, măcar pentru a nu uita. Nu sunt foarte mulți, dar există la și. Căți. Nici măcar 1%, unul la 1000. Serios? Da. Sunt așa de serioși românii? Uh, nu e vorba... Uh, atenție mare, nu înseamnă că dacă nu merești pentru a sesiza exact, nu înseamnă că tu n-ai fost vătămat sau nu, uh -huh. se putea interpreta ca o vătămare. Eu vorbesc de cei care ne aruncă Ia. pe piste false. Normal că există și situații în care se dovedește consumatorul nu avea dreptate, dar asta nu înseamnă că el nu de bună credință ah, okay. s-a considerat vătămat într-un drept al său. Reclamații că nu a câștigat la păcănele? am avut o oh, taie, dacă vrei să râdem împreună, ca să mă dau eu <coughs> bărbățel în instituție, se plimba telefonul consumatorului 9551 prin mai multe județe. Se întâmplă și acum același lucru, pică măgăreața pe câte un județ și îl dau la unul. Și a ajuns și la Constanță. Eu, ca să arăt colegilor care aveau lucrau foarte mult în comandamentele suplimentare, nu-l am mă, de asta, că oricum dor puțin, îmi răspund la el. Dumnezeule mare și puternic. Nu vorbesc de cât a sunat. De fapt, nu s-a oprit nicio mime de secundă. L-am avut vreo două zile, cred la mine, 48 de ore. Adică, nu, nu mi bagă, nu mi bagă par aparate dori. Vreau să vezi acum aici, domne, să-ți explic. Vreau, nu vii, bă, cu ea, un coace acum. Uh, ant... domnule, chiar nu putea să mă aștepte trenul, domne, pentru un minut, două, cât am întârziat la gar. Dom'le, nu pot să sun de la OPC să întoarcă trenul pentru că aș... Păi și dorim și cât am de stat, păi știu, dar haide să vorbim, mai sună, zic telefonul, păi tu ce faceți, bagi un mă asculți. Plus că eu a scoate numărul de telefon, l-aș lăsa strict pentru urgențe ca 112. E normal să sun la autoritate ca noastră când se întâmplă ceva ce poate pune în primești de sănătate și de ce nu viața consumatorului într-o variantă iminentă sau interesele economice. Dar, dar, nu sunam pentru toate bazaconii. De unde era cetățeanul care n-a prins trenul? Sunt tare curios că știi că e un banc faimos cu Nu știu, nu știu bancul faimos, dar nu mi-aduc aminte exact, dar știu că era, era perioada fiind litoral, că era perioada în care toată lumea, erau trenurile supraaglomerate și de ce, doamne, dacă toți stătea lumea pe mai... adică ți adresează niște... Tu zici zi, zi, mai halucinant, a plecat CFR-ul la timp. Îl vede, știu, dar îl vede, bine, bun, la timp, nu știu dacă era la timp. Nu trebuie da. să mă aștept un minut. Știi, da. știi că se întâmplă scuze, se întâmplă și atunci mi-aduc aminte, ne sunau sute de oameni, pentru că se vindeau în mai multe gări, același locuri, la clasa 1 sau la da. acolo, același locuri. Și se suia la Sibiu, avea locul 72, se suia de la Brașov, care cumpărați locul 72. Și mai suia până la mare, erau 5-6 care aveau perfectă dreptate nu poți să te duci cu fruntea sus să sancționezi cfr care e de tot ce? statul. Poți? Păi nu poți, e tot statul. Eu, eu permanent am recomandat colegilor să sancționez CFR-ul? Am recomandat colegilor aplicarea de avertisment. Plus că aș mai vrea să luăm în calcul ceva. Eu fac un milion de tranzacții zilnic. O sută le-am greșit. La raportul ăsta te duci și aplici acțiune pe cunioară? Mi se pare total deplasat. Pentru că atunci ar trebui, păstrând același raționament lui a care uh, face 50 de tranzacții și a greșit 25, să-l scoți în fața locației, să-l împuști sau să-l biciuiști în piața publică. Și tocmai ce mi-ai zis mai devreme că la Bluer nu se aplică așa. Dar acum e companie de stat, nu o să, mai, o să nu, faci nu, ca la CFR, nu, le dai avertisment. Nu greșit, depinde care este gradul. Atenție, ca vătămarea la oricare dintre situațiile. Și că, că durează un zbor la Bluer, că durează un, uh, o nu, cursă cu trenul. Altceva vreau să spun. Mm. Dacă în spatele acestei situații se dovedește a fi intenția, atunci nu e nicio scuză. Pe păi și la ce ce cu siguranță nu există cineva care pune o cursă și nu vine trenul. Atenție mare, vorbim de lucruri total diferite. Trenul târziu. Da, da, a venit. Cinci locuri. Ave... Da, toți cinci au Măcar dacă Bluerul dădea cinci locuri pe același scaun, dar cursă, nici nu mai zbura. Asta încerc să spun. A, a, a putea prevedea consecințele unei decizii raportat la trenuri vechi, noi vorbim tu de o știi situație... Cât durează, tu știi cât durează o cursă până la mare de la Deva, Sibiu? Nu, nu zic de la Satul Mare. Dar n-ai văzut Orate. glumele din online? că te poți căsători și botezi copilul exact când ajungi la mare, crezi un cadru natural, te căsătorești la Sibiu, faci un an, un an și puțin, se naște copilul primul născut. Deci nu, nu amendezi ce pentru nu asta. Nu este vorba de asta. În general, am mutat banii din buzunar, dintr-un buzunar din stânga în dreapta, mi se pare total de plasa 2. Gândește că vorbim de justificări mai presus, pentru că am stat de vorbă cu ce ul mai presus deciziilor zilele caniculare, generează întârzieri pentru că se dilată. Aia cu 5, 5 pe un loc... N-are nicio scuză. Ba, da. Din sistem, consenu. din sistem, au sistem de vânzare. Digital. Tantia, care digital? Au sistem de, de vânzare de bilete Dacă vin concomitent în mai multe sau se duce la... Am discutat că ei în În momentul întrebat, în care vrea să vândă probabil bilete, probabil mai cel mai din din soft. Dar au fost situații 2022. de întârzieri, dar au fost situații de întârzieri uh, cu dilatarea și noul date de căldurile. Aia e altceva. 5 în punct care loc, la perfect, 5. loc, rezerv, nu loc. sunt 5, am spus și eu așa, să fie, Uite, mai sunt doar 3 la acest preț. Da. Că ziceai mai devreme. dar se pot cunoaște, stau curând, se împrietenesc, leagă, leagă o relație. Aoleu, dacă te aud oamenii care merg cu trenul. Eu suntem cei care am luat măsura inclusiv de oprirea vagoanelor și întoarcerea celor pentru a fi curățate. Am stat de vorbă inclusiv cu reprezentanții Ministerului Transportului. sau au depus și de diligențe, dar se cumpăra garnituri noi. Nu mai ai ce să repar la unele dintre vagoane și vorbim și de gradul de educație al consumatorilor pe anumite rute. Am stat de vorbă cu personalul de curățenie în investigații. Și mi-a zis, trenul de fetești, de exemplu. Doamne, nu avem capacitate oricât să am fi să-l curățăm de coși de semințe, uh, flegme date pe geamuri și realitatea și jegul din toalete. Da. Și mi-a avem fizic, pentru că noi avem un, un, număr de operațiuni și trebuie să le lăsăm să se întoarcă pe da. și n să-i mai ia pe alții într-o oră, două. Nu putem în 10 da. ore, 20 de inch cu ultima generație. Asta este realitatea. Da. Și discutam cu reprezentanța Ministerului Transportului să nu credeți că cineva opac acolo. Că a zis, -o, eu cumpăr un vagon nou astăzi îl pun pe anumite rute și într-o lună de zile arată ca unul dezmembrat la interior da. și generez costuri pe care eu de undeva trebuie, dar oamenii vor și un bilet mic ca preț. Uh, și da. eu nu preușesc să fac profitul ăla de a locui vagoanele, să spunem, lunar. Uh -huh. Tot acest lucru se numește concurs de împrejurări și mă întorc la intenție. Niciodată mă gândesc că CFR-ul nu și-a asumat responsabilitatea de a spune: "Vrei să te călătorești până la Cluj cu doar 10 RON pe loc și să ajungi într o oră?" Da, da vină la mine. "Stai, că glumeam, nu e așa. Nu e chiar trend, dar e mătură și Nu, nu se compară situațiile. Una intenția și a putea prevedea consecințele, și alta este situația, nu știu, să spunem, fortuită." Ultima întrebare, că te supui? Am o curiozitate de personal. Să nu-mi iei nume de rău. De... Ai fost vreodată pus în situația în care să zici, mă, tu știi cine sunt eu? În coacțiile de control? Uh, nu, în timpul liber. Să fi fost tratat greșit? Niciodată. Și să... Nu? Niciodată niciodată, a existat o singură discuție a, 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 a. a existat o singură discuție legată de o acțiune de control pe care noi am desfășurat la Radisson, unde aveam o conferință și m-au tăvălit niște ziarici care mă plac foarte tare din Constanța și au zis că am zis, bă mi -aduci mie mașina mașina mi-a ducea noi stăm foarte mult în hol, eram cu Paul ne-am uitat la bar, la nișa unde și am spus, discutând atunci, i-am spus la acolo, bă, dacă așa tratați oamenii, se justifică tot tratamentul. Până la urmă ne-am văzut, le-au curățat, erau produse expirate. Atunci le-am spus, pentru că trebuie să te trebuie să spui în ce calitate, că altfel pare nebunică. Te duci și spui, băi, dar nu m-am dus să spun, băi, știi cine sunt eu, fă ceva de genul ăsta. Plus că n-am jucat chiar popa prostul viața dinainte de a fi comisar. Nu sunt un X barat, mă gândesc eu, am suficient de multe argumente pentru a susține punctul de vedere și fără a spune uh, de azi eu sunt președintele. Nu, no, am... Dar mi s-ar fi părut oricum, hai eu să te văd într-o situație de asta în care să te trateze greșit cineva, să-ți vândă o marfă proastă și să spui, Băi, tu știi cine sunt eu? Și el să spune cine ești, mă, ca aud -o din ăștia în fiecare zi? Băi, eu sunt președinte la NPC. Niciodată, Și ăla da. să zică, bine, mă, nebunule. Da, da, bun, asta când m-am legitimat, am mai fost situații în care mi s-a zis, uite, mă, joacă cu dirigimația în altă parte, la un festival cerebrul, dar ca să-mi așa, îmi comand mâncare pe în mediul online, pentru că n-am timp, n-am chef să mă opresc la cumpărături și când chiar mi-e poftă de ceva, de exemplu, ieri din greșeală m-am cumpărat două porții de aripioare, gândindu-mă că mi-au -mi o porție de aripioare și doi mici. Am avut două porții de aripioare uh, și a venit într-o seară unul de la curierul de mâncare, probabil a văzut numele și o fi făcut vreo legătură și ce arăți și geanta, zic nu mulțumesc, zic, că știa că am generat o acțiune și a zis, măcar nu desconspiră că poate mă umpli, da, de. Îmi telefoniz mâncarea înainte să. Ah, da, da n-ai vrea. Da, n-aș vrea. Când îți văd numele, au leu. Da, se întâmplă. Bine. Horia, uh, îți mulțumesc. Eu mulțumesc pentru invitație. Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Vorbăresc, după cum ați văzut, slobod la gură, uh, asumat. Când spunem asumat, de obicei foarte multă lume spune asumat, dar spune așa, la modul generic. Mi se pare că ești un tip asumat, în general, da. pentru ceea ce spui. Până la proba contrarie, încă președinte, da. încă o perioadă, da. unul dintre oamenii care a tras semnalul de alarmă pentru Bluer, care a închis McDonald's, măcar o zi. Da. Am, niște, nu -am, închis, niște hotel. am au pus etichete acum, am câștigat procesul de instanță, pun etichete cu ingredientele pe cutiile de mâncare. De și, și dacă ți este chestia asta cu ingredientele din meniul... Men... E din decembrie, vreau să prelungesc termenul la rugămintea industriei undeva până în martie pentru a elabora, dar ei vor trebui, da. acest ordin e dat, deja trebuie, se va implementa. Ok. Și dacă ne reușim să rezolvăm chestia asta împreună, să se pună a, a, măcar câteva rețete să fie bătâncuie. Asta e singura mea rugăminte, dacă am vreo influență și dacă mai vrea altcineva, spuneți-ne mai jos la comentarii. Dacă ai, urmăritorii urmăritori, urmă, am verificat lucrul acesta, am rugat pe cei ai, de ai la și la tuc, am văzut că Erai pe YouTube, la, la un moment dat încă mai publicai. Nu se compară. Da, pe, mă joc da, pe TikTok acum. Pe TikTok ești blană. Da, pe TikTok mi s-a zis că, așa, dar nu cresc mai mult de 89.000 de, de followers. Că nu mai crește ceva, nimeni acum imeresc. acolo. Nu mai crește acolo pentru că trebuie să le dea la rând. -aia noi care vin, pf, le dau foarte mult trafic și câștigă. Stau mai bine decât o, o fată frumoasă pe care o urmăream pe TikTok. Am depășit-o cu mult. Acum mă simt, adică aș vrea să-i spun. Vezi că ai șansa să stai de vorbă cu mine. Așadar, poți să le spui oamenilor să te urmărească pe TikTok... Urmăriți-mă pe TikTok, uh, Horia Constantinescu, Simplu. cred că am uh, o poveste, nu știu, de deci Viteazul sau ceva genul ăsta. Eu, eu practic eu de-aia te-am chemat, că am zis că mă remorchez eu la succesul tău de pe TikTok, poate am și eu, grumesc. Da, sunt convins că la câte po milioane de followers și Dar ai, am putea să mergem odată la, în vizită pe niște magazine, așa? Cu te te bași da. la o filmare de genul ăsta? Da, cu siguranță da. Uite, îmi fac eu o listă de locuri și te duc. Fără discuție. Mergem și da. în Cârcium, ne mascăm, ne camuflăm. și că era aia, nu știu, angajator sub acoperire, era emisiunea. Da, da, da. Știu, da, da, da. Da, Ne punem și ne mustațăm și mergem și mâncăm. Ne angajăm. Da. Cu, cu, să, cu, să mâncăm cu mustață? Da, nu știu, ne punem ceva așa să nu părem noi. Ne fac blonde. Bine, așa facem. Ok, Orea Constantinescu, președintea NPC încă o dată. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat. Sper că v-a fost de folos. Ca de obicei, aceste interviuri sunt disponibile și în format audio. Trebuie doar să dai căutare cu hashtag IG de LCC, pe Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast, toate astea. peste tot. Și chiar și pe buhnici.ro slash podcast. Iar până data viitoare, aveți grijă și voi de unde mâncați, ce bilete vă luați și dacă arată prea bine ca să fie adevărat, s-ar putea chiar așa să fie. Prea bună ca să, sau de fapt să nu fie adevărată. Una dintre. Una din astea, nu? Iar până la viitoare, totuși, să vă fie numai bine.